înainte să facem prezența. Da. Ia, 3 etaje. Alge Pia Marin, Cărla Laura, Cărla Mucinian, Soleanu Paul, Buță Marian, prezent aici, Iorga Vasile, Magdalena Bogdan, prezent. Bună ziua! Eu nu știu unde... Sau vrei să te bagi aici? Bagă-te aici! Ha! Bagă-te că stai urmă! Dă-și! Mă să vă dăm în acolo? Sau vă! Înainte de a da citire ordine de zi, aș întreba dacă au aviz de legalitate și avize toate proiectele de hotărâri la comisie și la doamna secretar. Deci, pe hotărârile de Consiliul Local, pe proiectele de hotărâri care sunt supuse astăzi dezbaterii și aprobării în plenul ședinței de Consiliul Local, care este o ședință extraordinară și care îndeplinește condițiile pentru urgența care este dată de obiectul actelor administrative, sunt avize de la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local și există o singur proiect de hotărâre pe care vreau să vi-l supun într-o altă formă cu privire la avizul de legalitate al secretarului. Adică ar trebui un amendament ca proiectul respectiv, din punctul meu de vedere, să fie legal. Dacă va trece, la care vreau? Este cel cu referire la evenimentele culturale care sunt precizate într-un protocol. Când ajungem acolo, sunt câteva explicații scurte pe care vreau să le dau. Dacă doriți, dau citire ordine de zi. Dacă nu o citesc, până... O mai dau, doamna președinte. Da, atunci supun la vot ordinea de zi, care are 17 puncte la diverse avișele. Da, la diverse. Domnul primar a pus să vă aducă la cunoștință situația organizării serviciului de salvamar la nivelul unității administrative teritoriale a municipiului Mangalia, să vă facă cunoscut solicitarea instituției autorității Raja Constanța cu privire la modificarea și ajustarea prețurilor în sens de creștere la tariful de apă și de asemenea mai avem un proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui spațiu, unei formațiuni politice care îl solicită, iar spațiul nostru este disponibil. Funcție de avizul sau, mă rog, de discuțiile purtate, vom da drumul, vom adopta actele administrative, le vom redacta, le vom pune avize sau nu. Sunt proiecte de hotărâri sau sunt informări? Nu, informări și avem proiectele pregătite. Rămâne să dispuneți dacă ele vor îmbrăca forma unui act administrativ sau nu. Părerea mea este să ajungă la comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local și le dezbatem acum. Dacă ajungem la ele, supun la vot ordinea de zi. Cine este împotrivă? Să abține cineva? Nu. Bun. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 1345 m² situat în municipiul Mangalia, domnul Giardui, strada Poitus. Comentarii ceva? Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea a primit în... S-a aprobat în unanimitate. Cineva împotrivă? S-a abține? Nu. Ei, poate n-am văzut. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii planului urbanistic zonal locuințe Petru Doiești, anexe gospodărești și împrejmuire în municipiul Mangalia, strada Petru Maior, numărul 22, pe cheltuială aproape de către Udrea Liviu Aurel și Udrea Negru, căsătorit cu Udrea Maria. Avizul de oportunitate necesar și prealabil în dezbaterea acestui proiect de hotărâre care trebuie emis de primarul municipiului Mangalia sau prin persoana care este funcționat în acest sens a fost obținut, astfel încât nu există niciun impediment pentru a nu putea vota această situație. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? 3.
proiect de hotărâre privind transferul dreptului de concesiune din contractul de concesiune numărul 11 din 26 ianuarie 2007 de pe numele Mustafa Amdi, pe numele succesorului Mustafa Kamer, Mustafa Adunam, Levent și Mustafa Biulean. Suntem în prezența unui act de transmitere succesorală, există un contract de concesiune pe numele autorului, a decedat între timp și atunci transmiterea se poate realiza către moștenitor cu condiția ca aceștia să facă dovadă, au făcut-o și certificatul de moștenitor. Supun la vot, cine este pentru? Să abține cineva, împotrivă ceva? Da. 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea în mod expres a reprezentantului Consiliului Local Mangalia în cadrul adunării generale acționarilor ale SC Golden Mangalia SA. Aici am mai delegat parcul ăsta, nu? Nu, e la ala. Reprezentantul la numărul 4 se numește doamna Bulgaru Nicoleta Cristina. Dar ce o mandatăm să facă? N-ar fi indicat prima dată să ne aplicăm asupra asupra documentelor financiare și a raportului Consiliului de Administrație să vedem de fapt despre ce este vorba și ca să o mandatăm în mod expres să voteze în numele Consiliului Local? Eu vot pe directul în sală, poate ne prezintă despre ce vorba. Da, există de documente la primărie, inclusiv bugetul de lans, directorul economic a fost chiar ieri la comisii, am înțeles că s-a discutat și de E profit de 2.900.000, pentru că poate trebuie să alocere pierderea de altă. Păi profit, dar din câte știu și eu și dumneavoastră, cu subvenția ajungem undeva pe an la 80 de miliarde, adică 8 milioane de ro. Și atunci, de unde acest profit? Adică de asta... Nu știu, ne explice. Are dreptate, domnul. Să ne explice. Nu știu. Că ați urmă și cum, domnul. Ați avut acces nu, da. Asupra documentelor? Nu. Din ce reprezint aici, eu văd că are un profit de 2.800.000 care se repartizează pentru acoperirea pierderii din anii trecut și acum mai are o rezervă legală de 151. Asta scrie în hotărâre. Iar dacă înțeles că a depus actele la primărie. Da, aici n-are când am aprobat prețul la gigacalorie, era un... Pe tabelul acela era o marjă de profit maximă care ți-o permite legea, da, de 2%. Ne încadrăm cu profitul ăsta în 2% din... Încă mai avem de recuperat din cer. Nu, dar ne încadrăm în aia 2%? Dacă am fi. Dacă n-am fi făcut pierdere în primul an, acum nu ne-am fi încadrat. Nu, pierderea se referă la anul financiar, nu la anul... Deci anul trecut financiar. Așa de profit de expresie. Nu, da, nu. Când am aprobat prețul la gigacalorie, da, erau toate cheltuielile, toate marjele de cheltuielile. În schimb, referirea făcută de expresie, dacă este justificată, pentru că discutăm de un impozit. Cele venituri. Care are relevanță sunt dacă o poziție și să vrea ce vrea pe părere și vrea să vrea și Doamna director a depus ca urmare a solicitării comisiei juridice, a depus niște documente, dar le-a depus destul de evazive, spun eu, pentru că... Dar e în altă etapă. Acum e trecut. Vreți să înțeles, profitul se face din calculul prețului cu gigacalorie, nu din subvenția care o dai. Deci nu mai putem. Putem să vorbim despre rezultatele, despre BVC-ul pe care îl fac. Dar ăla nu e pus aici. BVC-ul aveți? Să avem acces la acele documente, să ne facem o idee, să vedem, de exemplu, și contractul colectiv de muncă care a fost negociat. Nu, e așa, dar și la ține de financiare. Păi nu-i tot în agastă BVC-ul? Contractul colectiv de muncă. BVC-ul nu tot în agastă. Consiliul de administrație a dat BVC-ul. Și s-a negociat acel contract colectiv de muncă. Sau criterii de performanță ale directorului general.
De asta vă spun că trebuie să ne aplicăm corect asupra documentelor, să vedem despre ce este vorba și atunci, normal, ar trebui să, să o mandatăm pe, pe reprezentanta Consiliului Local să ducă la deplinire un mandat punctual. Da, 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 mai zic. Existența profiturilor de 3 milioane arată că avem posibilitatea ca următorul sezon să reducem prețul la gigacalorie. Pentru că sensul funcționării acestei societăți și este de a face profit. E aprobat BVC-ul de acum 3 luni. Ne raportăm la cost de producție, de cost de producție, cât ne permite sau nu ne permite să subvenționăm, este treaba consiliului. Haideți să facem o rectificare de BVC în ședința asta, că toți... Nu asta, nu avem cum, nu ne-am spus nimic, luna viitoare. Nu, ideea e că mâine au termen de depunere a bilanțului și noi trebuie să ne aprobăm situațiile financiare, că dacă o depășesc trei ori și așa. Păi, fără să cunoaștem exact adică... despre ce este vorba în, în, în bilanț. Păi, de ce ați lăsat așa? Haideți, vă întreb. Aveți, aveți luat la cunoștință raportul Consiliului de Administrație? Uitați-vă, vedeți că... Aprobăm. Păi trebuie să-l aprobăm. Da. Păi și nu știm despre ce este vorba. Nu știm despre ce este vorba. Deci sunt câteva neconcordanțe. Aici și niște clienți creanțe de încasat. Într-adevăr, poate, probabil, o parte din ele sunt de încasat de la primărie. Nu are în bilanță, da, da. Așa cum le este de aici, nu e peste un an vechime. Sunt un an vechime. Dacă îți permiteți, ce a spus colegul este complementar. Deci noi putem să discutăm astăzi de o aprobare a bilanțului, se poate să depună. Nu mă înseamnă că nu putem să discutăm despre prețația bugetului într-o... Adică o rectificare bugetară. Mai e altceva. Da. Vrând de vrând situațiile sunt aceleași, că da. Nu se schimbă cu nimic azi sau mâine sau pe scopul. Exact. O mandatăm decât să... Pentru bilanț. Să aprobe și celelalte. Celelalte. Nu putem să prăzim. A, tu zici să aprobăm situațiile financiare și să nu aprobăm raportul și repartizarea trebuie să o, deci repartizarea trebuie să o aprob că intră situațiile financiare. Dar raportul poți să nu-l aprob și să n-aș duce ulterior. Ulterior. Păi nicio problemă. Raportul am luat posibil. Nu se poate și nu se reflectă situațiile, nu? Deci bilanțul nu se poate depune fără toate analizele. Exact. Bilanțul reflectă toată activitatea de anul trecut. Da. Fără raportul administratorului nu se poate depune. Deci trebuie ori aprobăm tot, ori nimic. Haideți să vedem ce a însemnat dacă... N-am aprobat? S-a mână. Păi, s-a luat amendă. S-a luat amendă. Există termen de depunere. Adică am luat noi amendă. Vă rog eu mult de tot. Sau 30, câte dată? Mâine e ultima zi. Mâine e ultima zi de bilanț. Tot să mai facem mâine o ședință. E o situație de multe, eu personal... Da, de ce nu au venit documentele mai devreme? Ce au venit atunci când au fost solicitate, am adus toate documentele care s-au solicitat. Au venit din târziu. Și au fost susținute în comisia... Vreau să avem comisia interese acum înainte de termenul limit. În ce dată le-a strâns? Să le aprobăm. Când? Cu 10 zile? O lună? Nu, doamna secretar trebuia să le ceară. Dân și pentru că au prezentat. Au prezentat, păi și ce? Dacă i-au prezentat de acum o lună și de-abia acum președința, ce vin la ei? Nu e vorba aici probabil numai de situație financiară. Că face economistul, contabil, direct, ce ne face? Raportul de administrare îl face conducerea unității. Problema este alta, cred eu. E legat probabil de organigramă, indicatorul de performanță, probabil de... Contractul colectiv de muncă, care contractul colectiv pe baza muncă, pe baza cărora s-a aprobat. Mi s-a fi părut corect Consiliul de Administrație să... Și doar nicio, dar discuție e la aprobării, aspectele pe care le-a semnalat. Nu e, eu spun ce cred eu. Da, fost. Aici are dreptate. Păi da, dar sunt legate. Da, și e corect. Dar nu trebuia să ne asistie, trebuia și putea să informeze pe noi. Noi nu suntem în postura de a face niște constatări. Acum, adică, putem să...
Putem să schimbăm în vreun fel situația financiară. Deci doar să schimbăm repartizarea profitului. Bravo, asta e singurul lucru care poate. Dar conform reglementării, profitul nu se poate repartiza care poate rea. Haideți, spuneți-o la vot, spuneți-o la vot. Nu se poate face nimic. Stabilim la vot și asta e. Vreți să ia amendă? Adică tot noi luăm amendă. Deci, nu, eu propun altceva, începând acum, să prezinte toate problemele și indicatorii de performanță și ce mai aveți dumneavoastră acolo, organigrama și statul de funcțiuni și tot. Pentru că pe anul trecut nu mai avem ce face pe ce ai să facem. Nu mai avem ce face pe ce ai să facem. Ce mai avem? Deci ce putem să facem noi, Consiliul, să facem o propunere de convocare de adunare generală cu problemele care le dorim. Avem de discutat, perfect, că național bun. Că suntem dar acum nu avem ce face, doar să aprobăm propunerea sau să o modificăm de repartizare de profit. Și n-ai ce, și o repartizez pe fiecare. Calcul că îi descărcăm de gestiune. Descărcarea de gestiune se face, se face, dar dacă nu dacă se, se constată că fapte penale, sunt nereguli, nu, descărcat nu de se descarcă, nu te descarcă nimeni. Și au un audit extern și nu poți să treci peste auditul extern. Descărcăm de îi descărcăm, dar asta nu înseamnă că dacă se găsește ceva, păi, infracțiune săvârșită în perioada aia... Dar eu cred că nu se pune problema de infracțiune. Păi nu, doamna Linica spune corect. Noi descărcăm de gestiune din punct de vedere al administrării. Dacă eu știu, peste un an, doi se găsește ceva... Deci, în concluzie, eu propun nu, supun la vot proiect. Cine este pentru? De ce cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu se lasă, a trecut proiectul. Deci, descărcare de gestiune. Cum să nu treacă? E cu ajutate simplă. Nu, să vedem votul. De unde? De unde e rezultat? Nu există pe o ce vrei să treacă. 10 voturi. 10 voturi. Nu e obligatoriu. Mai departe, doamna președinte. Mai departe, doamna președinte. E de buget, Paula. Păi da. Aprobarea unor situații se aplică cu majoritate simplă din cei prezenți. Nu. O semnați, vedeți, verificați după aia, doamna secretar, nu-i problemă. Nu se trebuie, vă spun eu, nu trebuie. Și eu am și super. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării persoanei responsabile cu exercitarea controlului financiar prevenind propriul acord de Mangalia. Deci spitalul. În material este o altă persoană economist care este încuternicită să facă controlul financiar de vedere. Directorul economic e cineva și e altă persoană în subordine să facă controlul financiar. Care este, dacă vă spun și cum o cheamă, Popescu, Elena Cristina. Directorul Goldberg Mangalia a dat o decizie prin care a nominalizat persoana respectivă să exercite atribuții de control financiar preventiv. Astăzi vine în fața dumneavoastră, vă prezintă decizia de nominalizare a persoanei pe care o luați la cunoștință și o aprobați sau nu în funcție de... Dacă este autorizată să o facă... Este comis, este expert contabil? Doamna, e expert contabil? Normal, trebuie să nu doar așa să bagi un contabil. Economist. Este CFP-ul. 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 Deci o cheamă Popescu Diana Cristina. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă sau abține cineva? 6. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcțiuni ale Spitalului Municipal Mangalia. Organizare. Da,
niște probleme, sunt niște posturi care se modifică, se reactualizează organigrama, se redenumesc câteva posturi de specialitate ale medicilor din spital. Nu sunt probleme la organigrama. Da. Să pun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în vederea reprezentării Consiliului Local în cadrul adunării generale acționare din cadrul SC Calatis Terme. La societatea SC Calatis Terme SA, Consiliul Local participă câteva acțiuni puține, cei drept, dar pentru o reprezentare și a intereselor autorităților locale, care, deși sunt minoritare, trebuie să voteze și să spună punctul de vedere, cu atât mai mult spun eu, în situația în care suntem pe poziții litigioase mai mult decât cunoscute în perioada pe care o discutăm. Și acolo se vor, discuta probabil încheierile de exercițiu financiar, sigur se vor discuta situațiile. Ce nu văd aici, nu văd ordinea de zi și mandatul care e acolo. Păi deocamdată nu e nici persoana. Persoana o desemnez, nu e problemă. Dar dacă îi dai mandatul și ordinea de zi. Mihalache, postul a rămas neocupat, ca să spun așa. Eu propun aici, având și litigiile astea, să trimite un jurist. Un avocat, un jurist, un jurist. Administrația, domnul primar, v-ați gândit la cineva care să reprezinte interesele primării? Corect. Sau cine a preluat? Dan Georgescu, ați preluat? Nu. Deci ordinea de zi la Calatis Terme a fost depusă odată cu solicitarea. Este aprobarea auditorului financiar al societății, deci se urmărește o auditare a societății, o analiză și aprobarea situațiilor financiare pentru anul fiscal 2014. Se prezintă raportul administratorului și rezultatele financiare din anul 2014. Se prezintă raportul auditorului, se prezintă situația financiară a societății la data ședinței și acțiunilor de recuperare a creanțelor. Vă aduc la cunoștință în acest punct că în evidențele SC Calatis Terme, fără să le văd, dar îmi dau seama din litigiile care se poartă între noi, între autoritățile locale și SC Calatis, creanțele noastre sunt probabil de peste 70 de miliarde de lei. Prezentarea situației contractelor încheiate de la ultima adunare generală, descărcarea de gestiune a doamnei Silvia Vineș, sau Vineș, în calitate de administrator unic și director general. Deci probabil se face și o dare de seamă administratorului legal al societății SC Calatis, iar ca urmare a prezenței tuturor membrilor Consiliului de Administrație se vor lua decizii foarte importante. Eu nu vă aduc la cunoștință creanțele cu care ei cred sau, mă rog, prezumate a fi din partea autorităților locale, sunt creanțe foarte mari. Ce mandat, domnule, e rezultatul că să votez? Cum votez? Pentru sau împotrivă? De aia zic că trebuie să avem și mandat. Deocamdată nu cunoașteți cum arată situațiile astea. Păi aia zic, nici nu au obligația. Ei spune, domnule, îți trimiți omul și omul respectiv trebuie să știe foarte bine, să fie foarte bine explicat cum să voteze. De asta se și dă un mandat cu precizări exprese și... Îi dăm un mandat special, îi dăm un mandat general să facă la ceva. Nu trebuie să le dea ordinea de zi și la punctul 1 votez pentru, la punctul 2 împotrivă, la punctul 3 împotrivă. Ordinea de zi o aveți. Problema este că nu aveți documentațiile care însoțesc convocatorul ca să puteți să vă faceți un punct de vedere cu privire la corectitudinea și realitatea acestor date. Eu vă zic că... Cota de participare a autorității locale, nu mai știu dacă e de 11% sau de 12%, o cotă minoritară, mică, dar care influențează votul într-un votul. Eu vă propun, având în vedere faptul că, în mod cert, își vor ține și AGA azi, mâine, că sunt și în aceeași situație și în situațiile financiare, să dăm mandat să voteze împotrivă pe toate punctele de pe ordinea de zi. Reprezentantul nostru, oricum, votului nu are prea mare importanță în numărul acțiunilor și atunci am încheiat discuția. Păi nu, sunt anumite puncte care știți foarte bine că în lipsa... Se adoptă la a doua convocare. Care face azi, a doua mâine și la revedere. Dacă n-ai reprezentat, oricum și fără altul ți-o adoptă. Au și ei auditor financiar. Bine că ești asigur, poate să numim pe cineva. Hai să numim pe cineva, voteze împotrivă pe toată ordinea de zi și atunci chiar nu avem nicio problemă. Dacă spuneți că suntem în poziții litigioase cu Calatis Terme. Poziții... Foarte grea. Destul de grea. Cine era propus? Dar nu avem nicio situație. Nu au adus, ei au cerut doar la modul generic. Cine era propus? Păi da, în convocarea AGA,
spune și unde să găsesc materialele ședinței. Eu sunt sigur că în orice convocare, eu cum făceam convocarea aia, spuneam material se găsesc la sediu și pot fi consultat între orele cutare și cutare. Da, scrie și în convocator. Scrie și aici? Păi și atunci trebuie să ne nominalizăm o persoană, să-i dăm mandat, să se ducă să consulte materialele și să voteze cum se cere. Dacă se vorbește și audina să informeze și... Da, dar dacă la, pe această ordine de zi au recuperarea creanțelor, iar noi dăm vot negativ, suntem potrivă să recupereze creanțelor? Nu, mai, nu, nu mai puțin scuzați-mă. A și fost ședința care a fost pentru 2015. Atunci e aprobarea auditorului. E bilanțul de ce mai vorbim. Cum e recuperarea? E cam același lucru. Nu, dar nu mai știu. A fost ședința? Da. Ce rost mai are? Eu zic să o scoate de pe ordine. Da. Pentru viitor n-ar fi bine să numim un reprezentant. Deci pe de o parte că ar fi bine, pe de altă parte și formalitățile de convocare nu sunt unele corecte din partea Calatistel, pentru că chiar nu au niciun interes ca aceste convocări să fie făcute în contextul legislației aplicabile, sens în care, da, la această dată prea multe de făcut nu mai sunt, dar dacă va apărea o situație care sigur va trebui să luăm la cunoștință, o să formulăm contestații sau o să invocăm nulitatea modalității în care s-a solicitat convocarea participanților din partea autorității locale. Dacă a avut loc ședința, noi ce mai dăm mandat cuiva? Păi mandatul, o ședință ne vor avea loc în continuare. Păi nu, mandatul e special, îl dăm de fiecare dată. Poate anul ăsta, acum vreau să trimit pe Mihalache, mâine pe Popescu, păi mâine pe Iurescu. Dacă se va veni de fiecare dată în scurt timp, iar ședința nu comportă anumite, o anumită ordine de zi, va trebui să convocăm Consiliul între de ședință de îndată. Nu, de să apreciați. Păi nu, să dăm mandat pentru o ședință care a avut loc. Ziceți, doamna Rieca, aveți experiență în societăți, pe acțiune. Puteam să vândă, dar oricum. Într-un mandat, vedea dumneavoastră, deschidează inteligența. Dacă am avut ședința... Până la, numai un pic mă scuzați, până la nominalizarea unui nou reprezentant al autorității locale, persoana care a fost mandatată până acum trebuia să-și exercite drepturile conferite de autoritatea locală. Nu ne-a dus la cunoștință și nu s-a dat nicio descărcare mandatarului. În formă legii 31, mandatul dat reprezentantului în AGA, da, se transmite cu în termen de 48 de ore înainte de a avea loc ședința AGA. Cui se transmite? Societății. La sediul unde se face convocarea. Noi, dacă n-am avut mandat transmis, chiar să-i mandată pe unul astăzi să meargă. Ați avut pe domnul Mihalache. A venit domnul Mihalache vreodată să ceară o descărcare Consiliului pentru activitatea desfășurată? Nu mă refer la cine i-am avut. Nu, păi stați un pic. Eu vă spun o treabă. În calitate de acționar, am fost în mod legal convocați la AGA? În termen? Probabil că da. Domnul în calitate de acționar, trebuie să faci ședință de îndată, să ne mandatăm reprezentantul cu 48 de ore să transmită prin fax mandatul la societate? N-am făcut-o. Nu. Atunci despre ce mai vorbim? Păi dacă n-am făcut-o, înseamnă că mandatarul care a avut un mandat general și nu i-l-am dat, i-l-ați dat dumneavoastră și același text de lege era aplicabil și când i-l-ați dat domnului Ovidiu Mihalache, avea obligația legală, morală și instituțională să se prezinte la aceste ședințe până când se prezenta un alt mandatar. Noi acum facem, practic, o încetare de mandat pentru domnul Mihalache și un mandat nou pentru altcineva. În AGA, vă repet, nu vii fără mandat special, că nici nu te primesc pe ea. Dacă nu ți-ai trimis cu 48 de ore înainte mandatul special, te duci degeaba. Unde scrie? În legea 31. Așa scrie, de mandat special. 48 de ore se dă mandat. Deci trebuie mandat special că nu vând acțiuni, că nu fac acte pentru de comerț. Orice aia, doamna Rinica, explicați că ați lucrat în societăți comerciale. Adică dacă noi l-am mandatat pe Mihalache și nu i-am dat un mandat expres și a avut un mandat extenso, el nu putea să se ducă, nu? Nu. Este reprezentantul. Nu. Adică, dar de ce i-am dat mandat atunci așa? La fiecare ședință AGA sunt puncte pe ordinea de zi diferite. Nu e adevărat pe Mihalache, nu l-ați mandatat, nu expresă. Noi am zis, domnule, de reprezintă cutare, cu mandat general. Dar la fiecare ședință trebuie să-i dăm mandat special să ducă când se poteze. Dar până are drept. Păi atunci de ce nu votează de capul lui acolo. E reprezentantul Consiliului. Dar nu are dreptate de legea. Păi asta face noi. Trebuie să revocăm. Și pe aia le să discutăm atunci. Deci dacă n-a fost revocat până acum, avea obligația să meargă și hai să trecem mai departe. Să trecem peste cine este pentru? Să avem să vă duc și prușință care a fost mandat. Ce mai rog ca să schimbăm persoana. Pe Mihalache?
Păi nu, dar aici problema este așa. Domnul Ovidiu Mihalovici are un mandat extins. Deci la acest moment, din punct de vedere al legii, acest om este mandat. Că expres, că neexpres are un mandat. Problema este că se menține mandatul și omul respectiv are niște obligații, domnul respectiv, sau se revocă. Poate să voteze ce vrea acolo sau trebuie mandat de fost. Evident că trebuie mandat. Să voteze ce îi spunem noi ca acționarii, doamne. Da, ma ce îi spunem noi să fie mandat. Să trebuie mandat de el pe capul meu. Deci într-o ședință, fiecare ședință. Deci... Nu trebuie mandat. Doamna secretară, că stă... Deci ba din contră, ba nu trebuie să lăm... Nu. Mă ajutați puțin, vă rog. Păi nu, că o să vă afecteze litigile. În mandatul pe care i-ați dat domnului Mihalache și nu numai dânsului, în ședințele de Consiliu Local care s-au desfășurat până la acest moment, niciodată Consiliul Local, atunci noi avem mandatar să se ducă la Golten, avem mandatar să se ducă la Calatis. Abia acum se vine și se discută despre un mandat expres. Tot timpul am ridicat problema asta, doamnă voță, din 2012 până în prezent. Mai mult decât atât, de ce reprezentantul nostru la Golten vine și ne solicită mandat special, cum să voteze în ședință, iar la Calatis noi nu dăm mandat special. Și acolo se schimbă mandatul, din câte îmi dau seama. S-a schimbat nimic. S-a schimbat nimic, tot aceeași femeie, tot bucarul. Când are nevoie de votul reprezentantului, a încercat în mod expres să voteze. Cum pot reprezentat? Pentru că probabil termenul sunt mai conștiincioși. Vin și vor să-și facă procedura ca la care. Bunescu nu ca la Tisterna. Bunescu nu ca la Tisterna a făcut proiectul ăsta de hotărâre. Ce făcut proiect de hotărâre? Ăsta care trebuie să-l votăm acum pentru ședința care a avut. A dat o convocare, ca la Tisterna. Nu, păi aia zic că... A făcut o convocare. Bunescu, greșeala e noastră, nu e a lor. Că nu știu ce înseamnă greșeală. Eu am mandat... Că noi nu dăm mandat special la reprezentant la Calatis Term. E o greșeală. Și că ne trezim după ce a avut loc ședința, să facem ședință, să ne dăm un reprezentant care mai nu se ducă. Discutăm prea mult despre un subiect care nu și-are... Și subiectul păi nu, este chestie de principiu, domnul primar. Nu este chestie de niciun principiu. Mi-aduc aminte că domnul ăsta a spus că nu mai veni niciodată la ședințe de îndată. Acum spuneți că putem să facem ședințe de îndată. Trebuie să spuneți până la ce veni sau nu și mai mult decât dat trebuie să se întâlnească și comisiile să discute. Noi am primit o solicitare acum 4 zile. Dacă toți sunăm la comisie să se întrunească, normal că se depășește termenul. Păi și mai are rost să numim un reprezentant, să se ducă la o ședință care a avut loc al altele? Dar are rost să schimbă pe Mihalache acum? O să-l schimb, dar nu-ți folosește la nimic, dar la ce se folosește? Nu știu, de asta, dacă nu se trece mai departe. La următoarea convocare o să punem pe altul, se ducă la altul și să puteze cum îi spune. Da, să vedem cum să stabilim. Ce stabilim? O amână. Mandatul special pentru punctele din ordinea de zi, este un lucru, și desemnarea unei persoane. Iar ceva. Și eu zic la fel. Evident. Și atunci, vorbim, și probabil că să vorbim de ambele lucruri în proiectul ăsta de hotărâre. Nu, doar de mandat general. Mandatarea unui om de pe viitor și mandatul vrea pentru ședința să trece mai departe. Fără aplicativitate. Eu vot că aveți o propunere de persoană, de locuire? Păi nu, eu nu. Nu, de proiect, există. Nu e trecută. Nu e această persoană în prima fază, pentru că nu mai este în cursul administrației nicio persoană din partea Consiliului Local. Dacă amânați. Da, vreau să ne facem. E vorba de ACA. 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 Doamnei pe care o vedea, cu condiția ca pentru orice fel de adunare care va avea loc să primească mandat expres pentru punctele nominalizate în convocatorie. Asta e ok. Să punem la vot. Dar să găsim persoana. Cine propune? Propunem. Și propunem persoana. Ca să supun la persoană care are administrația, reprezintă interesele administrației, deci a fost locală în care... Păi și ce facem? Nu am nicio persoană. Aveți ce persoană? Nu am nicio persoană. Poate să fie mazilier, dar... Nu. E de preferat să nu fie. E de mai bine, mai bine așa. S-a dat drumul, n-are de ce să... Vreau să doamna secretară, funcționar public în cadrul administrației au voie? Eu aș propune pe doamna secretar, de exemplu. Vă mulțumesc. Nu,
nu pot să fac parte. Textul de lege cu privire la incompatibilitățile, păi știți că abia se discută, încă ICCJ-ul nu s-a pronunțat în mod coerent. Îl propunem pe domnul Șașescu. Păi zice că are 5, mai poate. Nu contează, poate. Asta dar Naga poate să meargă. Dar pe aici nu e. Naga merge. Nu e consiliu. Naga merge. Naga merge. Puneți-l pe domnul George. Da. Și așa. Sau pe aici ne mai vreau pe orice. Dar dura, cu asta. Deci rămâne domnul George. Să punem la vot cine este pentru. Pentru Dan Georgescu și modificările care e încetarea mandatului și... Dan Georgescu, să se aici. Da, numai pentru aia. Documentele, oricum se va face de echipă de la Golter. Dar nu mai sunt necesare, că ești de acord. S-au aprobat, dar nu se mai realizează nimic. Hai să depășim oameni, am stat aici în legislație. Cine este pentru? Depășim oameni. Cu amendamentul, cu tot, cum a spus doamna Măriță, împotriva ceva. Da, mai departe. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCR, numărul 72 din 29 2005, privind înființarea serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, în sensul înscrie corect la denumirii serviciului. În 10 ani de zile acest serviciu a funcționat și denumirea de serviciu public comunitar de evidență a persoanelor. Denumirea corectă conform legii este serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Trebuie corectată pentru că altfel ne trezim că nu avem niciun fel de capacitate. Cine este pentru? Să abține cine abține. Mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 225 metri pătrați, pentru care se aprobă dreptul de superficie, uz și servitute în favoarea SCN. Prin HCR numărul 72 din 9.3.2015. Aici este o hotărâre de Consiliu Local. Ați luat cunoștință de situația și importanța creierii acestui drept de servitute de superficie. Acum trebuie doar dezmembrat terenul ca să fie doar pentru suprafața pentru care se produce trecerea pe domeniul inclusiv al proprietății locale. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Să abțină cineva? 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de evenimente cultural, artistice și sportive desfășurat în anul 2015 pe rata municipiului Mangalia, precum și a sumelor necesare organizării și desfășurării evenimentului. Da, nu este vorba de un refuz a avizului de legalitate, este vorba de o discutare asupra fondului problemei, în sensul că avizul meu de legalitate. Deci eu aș aprecia că proiectul de hotărâre este corect în următoarea formulă. Articolul 1. Se aprobă programul de evenimente conform anexei 1, care se constituie parte integrantă la prezentul act administrativ sau la prezenta hotărâre. Articolul 2. Se împuternicește, se mandatează în mod expres serviciul de turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Mangalia, ca în condiții de legalitate, alături de serviciul de achiziții, să dispună cu privire la selectarea și la încheierea parteneriatului cu aceste evenimente. Altfel, aprobați niște evenimente care, eu spun că sunt niște parteneri selectați de altcineva. Dacă vi însușiți, n-am nicio problemă. Eu spun că nu mi însușesc decât în baza unor procedee de selecție, așa cum îmi spune unul de 34. Dar e o problemă de legalitate. Dar n-am spus că este problemă de legalitate. Am spus că avizul meu ar putea fi dat pe o altă formulare, în care proiectele să se ducă la bun sfârșit, evenimentele să se deruleze, dar în baza unor proceduri care să respecte o legislație. Și de ce n-a avut păi nu că n-a avut forma asta, ne-am tot gândit cum este mai corect să o facem. Astăzi am vorbit cu toți factorii implicați în aceste evenimente și am ajuns la concluzia că asta este o formă care ar putea să respecte și legea să fie. Domnul Filip, spuneți-ne punctul dumneavoastră de vedere. Punctul dumneavoastră de vedere, domnul Filip. Da, eu aș pleca că din aceste fonduri tot Consiliul îi dă destinație activități de promovare. Noi am propus un listing de materiale pe cele trei compartimente sau activități care sunt prezentate și avizate și
sfârșit discutate cu toate comisiile și cu toți specialiștii din primărie. Când vorbim despre trimiterea la un tip de selecție, sunt o serie de evenimente, de exemplu, Europa FM, nu știu ce procedură pot să-i fac, unui tip de, am luat la întâmplare, un eveniment. Sau luăm, de exemplu, campionatul mondial de rugby, sub patronajul Federației Naționale. Și alte de acest tip. Procedura de selecție, dacă ne ducem într-o procedură de selecție, ei sunt unici, ăștia sunt cei care fac evenimentul. Noi cu ăștia ne propunem, ele având tradiție, având un istoric, încercând să dezvoltăm asemenea tipuri de evenimente, nu știu pe ce tip de procedură și ce legislație se aplică ca să-l selectez pe cine, pe Federația Națională de Rugby. Păi e una în România. Europa FM. Este un post de radio cu care ne propunem să facem un eveniment. Adică, ceva mi scapă sau n-am sub control sau nu sunt suficient de lămurit pe subiectul ăsta și nici nu văd ce instrumentar de tip procedural să pun în funcțiune ca să respect condiția asta de tipul procedură de selecție a cui? A Federației Naționale de Rugby. Adică eu aș ruga, dacă aprobăm și în sfârșit, dacă e în regulă, că obligatoriu trebuie să fie legal ce facem, să aprobăm formula prezentată, așa cum am prezentat-o și cum e avizată și de aparatul executiv al primăriei prin referatul aprobat și prin, în sfârșit, avizele pe care le-am obținut până acum și care sunt la dosar în piesă. Eu așa văd lucrurile. Dacă se hotărăște altfel, o să vedem cum facem altfel. Aia vă întreb. Noi la competiții sportive, dacă în motivație, cred că este, noi folosim acolo un buget doar pentru componenta de publicitate și promovarea acestor evenimente. Deci nu este vorba de organizarea evenimentului ca atare, este vorba de promovarea evenimentului și am luat o segmentă minimală de 7% din proiect care face promovare. Adică trebuie niște cupe, niște medalii, niște afișe, niște așa mai departe. Acest aspect al problemei fac parte din ceea ce am solicitat aici. Ori nu intră sub incidența. Dacă am memorat bine, din 17 evenimente, doar două se desfășoară cu, având primăria ca organizator, Ziua Marinei și Ziua Mangaliei. E adevărat, nu? Da, nu este implicație în organizare, două. Da. Ai 17. Pe prin urmare, mi se par cifrele prezentate ca și necesar de buget destul de mari. Acum sunt, ele sunt niște organizatorii profil, fiind bugetul propriu pentru organizare evenimentului. Da, e adevărat. Mai toate federații, cluburi și sponsori. Deci, noi aici participăm cu partea de promovare. Partea de promovare, ce înseamnă la un eveniment cu caracter sportiv? Înseamnă cupe, medalii, activități de stabilizare, pază, salvare, acolo unde se cer. Astea toate comportă, au niște costuri pe ele. Ne-am propus ca în cadrul acestui ne-am propus, oamenii au cerut, domnule, noi facem evenimentul ăsta, îl facem în Mangale. Avem nevoie și noi din partea Mangalei. De una, două, trei, patru, cinci. Noi am pus acolo niște cifre. Sunt că da, în derulare fixă, nu era centimetru. E un buget propus. Dacă din loc de 10.000 costurile la ceea ce avem nevoie, 7.700, în 7.700 ne încadrăm. Nu, Filip, trebuie să spuneți la primul evenimentul să oameni, da. Câți turiști vor fi în Mangalii la primul eveniment în luna mai, sfârșitul lunii mai, adică peste... Regulă, dacă ne uităm cu atenție, nu, primul eveniment, ce înseamnă primul eveniment, înseamnă câți oameni? 3.000 de locuri de cazare în mai când nu aveam pe nimeni pe aici. 3.000. Dacă ne mai uităm în spate, dacă e un plus pentru orașine, dacă nu e un plus... O să vedeți că toate acțiunile astea cu oameni au în spate așa. Ei își decontează și plătesc servicii de cazare, servicii de masă, servicii de transport, în afară de partea de juriu, de exemplu, sau cei care contează. Deci eveniment, adică ceea ce am pus acolo este, după părerea mea, minimal și acoperitor, la minimul posibil de angajamente pe care primăria îl face în relația cu acești sfârșit organizatori. Adică s-a arătat mult ca să aduce asemenea evenimente în Mangalia, credeți-ne că s-a făcut un efort major. E o lună de câteva mii de oameni, adică în jur de 8.000-7.000 de oameni care se vor într-un sau altul interval de aproape o lună de zile, în perioada lui mai până la jumătatea lui iulie, ceva să de se învârte. 1.600.000 ce oameni aduc
înțelegeți că și noi suntem de acord cu organizarea evenimentului. Da, nu e niciun eveniment ăla. Dar nu el le propuse pentru 1.600.000 pentru ce că nu e evenimentul ăla. Poate să nu știu ce portal sau Ia capitol, ia ceva acolo. Ăla nu e eveniment. La niște așa, domnul bugetul acesta într-o anexă în care ne spuneți că pentru aceste evenimente aveți nevoie de hartă Mangalia 20.000 de bucăți care costă 45.000 de lei, ghid turistic 20.000 de bucăți care costă 55.000 de lei, afișe postere și vizit Mangalia, realizarea și mentenanța unui sat care costă 160.000 de lei. Da. Credeți-mă că un sat și v-am văzut că aveți aici filmări din dronă, cu siguranță nu vă costă 1.600.000. Da. Nu știu, cred că dumneavoastră lucrați cu cei mai mari specialiști de vreo costă. Lăsați-mă să vă spun, mentenanța la rețeaua wireless din oraș, văd că vă costă 60.000 de lei. Da? Fundamentarea bugetului pentru aceste evenimente, văd că vă costă 250.000 de lei doar pentru crearea unui site și mentenanța unei rețele wireless. Noi, în momentul de față, hai să o luăm ușor. Eu citesc din ce mi-a spus dumneavoastră. Păi am spus și despre asta vreau să vreau explicații pe el. Am susținut asta și în, adică am prezentat asta și în comisie. Ne propunem realizarea unui site profesional pentru Mangalia. Noi nu avem așa ceva. Degeaba ne îmbătăm cu apă chiar că avem sau că nu avem. Asta ar însemna așa site. Un site în care să intre oricine din România, în care să intre pe Mangalia, oraș, stațiuni și așa mai departe, cu o prezentare frumoasă și profesională făcută din drona, făcută din tehnologia asta nouă, cu intrarea pe fiecare stradă, hotel, farmacie, eu știu, orice fel, ce ne interesează, muzeu și așa mai departe, orice activitate. Ele sunt făcute deja de un număr. Nu sunt rău. Vom intra pe Google Earth, ăla și un negățit de pe vom exact cu muzeu, cu tot, cu hotel, cu tot. Nu găsim, nu găsim. Inclusiv acum, dacă intru după telefon, vedem primăria. Deci, eu vă spun ce avem. E regulă, timp ce avem. Asta este o acțiune standard. Avem undeva hotelul Sirena, de exemplu, care să-l accesezi și să intre din satul mare. Dacă nu terminam, să intrăm din satul mare pe hotelul Sirena, am luat la întâmplare hotel, și să ajungem înăuntru până în recepție, unde se văd forma hotelului, piscina hotelului, oamenii care lucrează și așa mai departe, nu căutați că online. Nu le-am găsit ceva. Online, de la satul mare, să văd asta, nu găsiți. Avem de la satul mare, avem posibilitatea să intrăm, pe un site. Online, cum intrați, domnul? Să intrăm pe un site. Păi, dar nu, haideți să nu ne mințim, online n-aveți cum. Accesați un satelit, cumpărăm un satelit pentru Mangalia. Accesez un site. Nu, eu vă spun că este așa. Putem să intrăm, să facem pentru toate hotelurile din stațiuni. Credeți-vă, este un proiect care necesită minim 10 ani ca să faceți dumneavoastră tur virtual pe fiecare obiectiv turistic în Mangalia. Deci, haideți să nu generăm acum niște discuții, nici mai o poveste pe dumneavoastră să fie o implementație în realitate și în tehnic. Vă rog, nu se poate face. Deci, aceasta se poate face. Asta este pentru la mare control. Mai mult este băieții de lume și ai trebuit să spui pe care mai acest sezon. Dacă nu se poate. Dacă îl permite. Deci există așa. Personal, sunt sigur, dar cumva nu am întrebat vrea să-și facă un mărbor și exact. Exact, păi asta vrea. Dar nu se face pentru întreaga zonă. Dar nu ai să-și luați pentru întreaga zonă. Așa că ai spus să intri să... Dar mai este ceva. Ce ne dorim în Mangalia? Ne dorim să dezvoltăm sectorul ăsta pe care cu toții când să vedem mai dezvoltat serviciile turistice în general. Iar costurile pe care le-ați trecut dumneavoastră aici, bănuiesc că sunt orientative. Fără discuție, sunt costuri bugetate din piață. Știu că ne gadrăm pe, intrăm pe procedura de achiziții, vedem ce înseamnă, cine o face, cât mai costă și așa mai departe. Dar un calendar de și cu un volum, cu o imagine financiară a asemenea proiecte, trebuie să o prezintă în fața noastră. În acest calendar, în funcție de resurse și de realitate efectivă, ne gadrăm în el. Ne permite să le facem, ne facem. Eu pot să vă spun
următorul lucru. Nu avem niciun fel de suport și de material așa serios și profesional în Mangalia pentru cele 6 stațiuni cu care să ne prezentăm cu cravata la gât oriunde în România. Domnul director, avem. Am înțeles punctul ăsta. Am sunt... înțeles și punctul de vedere. Da. Am înțeles și punctul de dreapta. Dacă nu începem în o să vedem mai inițială. Cine este Domnule, vă propun să ne mai explice domnul director că dacă nu vă interesează punctul de vedere al grupului nostru, acest proiect nu trece. Și achiziții să se spună cu privire la legalitate și să aveți responsabilitatea acestui... N-am niciun fel de problemă să iasă în forma asta. Chestiunea este la prima citire, este că o să ne întâlnim noi în ultima instanță cu niște situații față de care eu nu-și propunez să nu respecte și să nu facă legal. Chestiunea este că mă gândiți într-o restricție, de exemplu, eu nu am cum să selectez și le pe aici. Federația Română de Rugby. Dar n-am spus selecție, domnul Filip. Respectarea legalității. Cereți la trei federații, una de fotbal, una de rugby și una de handbal și luați pe ea de la rugby. Acțiune de rugby. Acțiune pentru rugby. Nu le faci anul ăsta, le faci la anul. Da, dar să înțelegem și altceva. Temeiul legal invocat nu este printr-o hotărâre de consiliu. Exact. Și discutăm. Mai este un lucru. Hai să supuneți la vot. Păi eu am vrut și uite. Nu, dacă mai sunt, haideți să luăm posturile pe care sunt estimative. Vasile, dacă nu trece, se blochează. Păi doi ani. Dacă v-am aprobat doar lista de evenimente fără sume și să vă descurcați de astăzi din taxă, vă deranjează? Nu. Eu așa aș zice că ar fi mai bine. Eu zic așa, supun la ce mai bine așa. Varianta a doua, direct, cu lista de evenimente. Nu e problema, dar e o taxă specială. Nu, odată asta, și nu mai stăm acum pe justificarea sumelor menționate. Că de ce așa? Și dragul și-a spus mai devreme. Acum revenim la sumele astea. Eu nu mă pricep, nu știu exact dacă sunt 60 de este mult sau puțin. Nu pot să știu ce să bugetează atâta sau aia. Nu, n-am de unde să știu dacă e mult sau puțin, Paule, că am câteva rânduri aici și nu pot să-mi dau seama. Adică voi spuneți. Anexa 2 nu-și mai are rost. Dar și spus, doamna, doar anexa 1. Deci a propus
exact ce am zis. Deci proiectul de hotărâre. Da, domnule. Dar haideți să ascultăm să spunem. Deci hotărârea ca să fie un act administrativ și să nu suporte niciun fel de probleme juridice, din punctul meu de vedere, ar trebui să aibă următorul conținut. La articolul 1 se aprobă lista, programul de evenimente, exact, conform anexei numărul 1, care se constituie parte integrantă din prezenta hotărâre de Consiliul Local. Articolul 2. Sumele necesare realizării acestor evenimente să fie suportate din capitolul taxă de promovare aprobată deja în bugetul local al Municipiului Mangalia. Și la articolul 3 trebuie să să execute cineva actul. Mandatat serviciul achiziții și serviciul de turism în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Mangalia să ducă la îndeplinire prezentul act în sensul de a încheia acte legale cu privire la desfășurarea acestor evenimente. Chiar dacă nu i-am mandat, e tot cum procedura aia voastră. Eu trebuie să mă duc să mă adresez cu actul persoane care sunt. Pe prima anexă nu sunt trecute. Nu, dispare. Materiale necesare evenimentelor. Nu cred că e același lucru. Ce are harta cu campionatul de fotbal? Și a doua trebuie de și a doua, dar fără valori la fiecare. Anexa 2 nu mai are valoare. Trebuie să facem ghid turistic. Nu trebuie să facem ghid turistic. Ghidul turistic e în fondul ăsta. Ghidul turistic sau harta Mangalia sunt două evenimente. Păi, domnule, nu vă supărați, că tasa asta care o făcim noi hotelierii, chiar are legătură cu ghidul. Păi și noi nu avem nimic împotrivă. Atunci noi chiar, pe noi nu ne interesează turneul de fotbal, dar ghidul turistic nu ne interesează. Că noi mergem la târguri și avem materiale. Turneul de fotbal sunt vreo 3.000 de copii care sunt plasați la hotelul de Mangalia. Nu, nu am zis așa, nu și acela, dar aici mult trebuie făcută și altul. Da, bine, mergem la valorile. Dar ce e trecut aici trebuie ca și eveniment. Exact. Adică, deci, cu toate că o hartă nu e un eveniment, dar e un obiectiv pentru... Dar noi avem evenimente și avem materiale. Avem hărți, vizia, vișe, văzăre și avem site. Asta este decizia... Dar anexa 1 nu sunt prinse hărțile vizurile. Și atunci trebuie și anexa 2, dar fără valoare individuală. Așa. Dacă prin care mandatăm serviciul să facă exact. Pentru ce materiale necesare? Nu, nu, dacă serviciul de turism consideră că dar un factor de decizie că pentru îndeplinirea obiectivelor și a evenimentelor au necesar de 50.000 de hărți, le fac 50.000 de hărți. Dar o situație deja turistic este o modalitate. Nu e eveniment, nu e prevăzut. Deci exact. Alexa 1 și 2 cu posibilitatea, cu pensiunea să se încadreze în bugetul din fond. Dar care e problema la 1 și 2? Păi nu, dar uite, mai multe câte atâta. Anticipat, a venit și cu piesa scrisă. A venit și cu piesa scrisă. Discutăm de harta Mangaliei, discutăm de ghid turistic, afișe. Alea se spune că nu ne putem pronunța la buget. Dar nu am bugetul. Dar nu am bugetul. Fără valor. Dacă noi mandatăm direcția asta, se ocupe de promovare, ce trebuie să-i scriu eu ce trebuie să facă el? Păi vă spun eu ceva. Ce trebuie să mă obligi pe mine să votez ceva ce trebuie să faci tu? Domnule, că nu zice nimeni nimic, că pe promovare, bă, nu poate face. Păi da, mă, de ce mă obliși? Ce mă obliși? Că ai dreptate și ai mai multe argumente. Păi am dreptate, în urmă, de ce mă obliși să votez ceva când eu este mandatat să fac? Ți-a prezentat chiar să fie. Eu mă bazez pe Inter, dacă trebuie ca cumpăra fuliere de toți banii. Vă zici că nu e regulă. Da, de ce? Îl mandatez să facă evenimente și nu-l mandatez să facă o hartă. Dacă nu e bine, când a venit. Sau să cumpere fluiere. Ai pastă, n-ai pastă. Asta nu e soluție. Nu așa e! Direcția vine și ne informează. Noi am informare altceva, nu mă pune să votez eu informarea noastră. Dar nu e acolo ceva care nu i-am cerut să ne vină de cât să ne vină cu evenimente. Erau alte evenimente, nu era... Era altceva. Nu i-am cerut ceva. Eu chiar fără buget. Fără sume, fără buget. Fără sume. Ce te rog ce s-a dat? Nu am președinte. Nu am președinte.
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de evenimente culturale, artistice și sportive desfășurate în anul 2015 pe raza municipiului Mangalia. Atât. Și restul precum și rezuce. Fără nicio anexă, da? Fără, auzi că apare precum și asupra necesare. Nu precum și amatenele. Și deci rămâne și articolul 2 rămâne fără valoare. Articolul 2. Noi nu suntem de acord cu anexele alea. Anexele să și le țină ei, să le facă ei. Fără anexe. Deci noi supunem la vot fără anexe. Fără anexa 2. Dacă aveți și fără sume și fără tot, fără anexa 1 fără valori, anexa 2 fără valori, le aprobând, dar fără valori. Fără anexa 2! Doamne Dumnezeule! Păi anexa 2! Da, președinte, ca să rezolvăm și această situație, să mai depun un amendament la hotărâre. Să punem un articol în care spunem că e mandat să achiziționeze și să realizeze toate materialele necesare evenimentelor. Păi, și atunci scoatem anexa 2 că nu se mai justifică. Păi nu au legătură evenimentele acelea cu materialele. Nu au legătură, e altceva. Păi dacă nu să realizeze, atunci îi pune cum avea aici, vedeți aprobarea materialului. Exact. Deci punem un articol și nu mai poate vrea să facă hărți, că vrea să facă pixuri, că vrea să facă pichini. Deci materiale, dați materiale. Materiale promoționale. 2 materiale, servicii de promovare cu forma Alexa 2. Corect, și nu mai nominalizați. Este o variantă și pe care propun colegii noștri. Dacă facem lista de materiale lăsate de sus, care ar fi? Domn director, care ar fi? Deci o să ajungem în situația că n-am aprobare de Consiliu. N-am materiale nominalizate sau cu domnul Filip, un set. Toate materialele necesare ca să aveți aprobare. N-am buget aprobat. Deci toate materialele necesare pentru promovarea municipiului Mangalia. Dați-mi o expresie care să vorbim o să spună ceva. O să mi se găsească pe executiv. Condiția. Nu avem aprobare de Consiliu. Pentru hartă, de exemplu. Domnul Filip, schimb toate materialele necesare. Pentru promovarea municipiului. Mai mult decât toate. Harta nu e pentru promovarea. Toate. Toate. Ziceți un cuvânt mai civilizator dacă nu spun toate. Toate și aici, dacă schimb și nu schimb fără. Da? Fără anexă, vă rog, eu nu. Dar nu e anexă, nu e chiar asta, dacă schimb... Și fără anexă, doi, și eu fără anexarea asta cu toate. Ok. Deci, doamna președinte, evenimentele care le aprobăm nu au legătură cu materialele din anexa 2. Așa e. Punct. Nu, anexa 2 trebuie să ai aprobat. Ce trebuie, că e vorba de... E altceva. Doamna președinte, noi ne susținem amendamentul. Dacă supuneți, vă supuneți cu anexare și fără anexa 2 și cu precizare în cadrul proiectului că din taxa de... Pentru municipiul Mangalia, pentru orașul nostru. Trebuie să ajungem la proces, să facem bine pentru Mangalia. Asta v-am propus, ca să rezolvăm situația. Vă propunem ca în cuprinsul proiectului să aveți un articol în care spuneți că direcția sau serviciul de turism va executa toate materiale și toate cheltuielile necesare promovării sudului litoralului și după aceea aprobăm lista de evenimente fără sumă, adică doar anexa 1. E regulă, domnul Filip, așa? E regulat. Eu am prezentat tot ce am reprezentat. Da, zic, toate. E problema de asta, nu este specialist să realizăm că e cine cu dronă, fără dronă. Hai, pun și amendamentul. Deci, supor la vot cu amendamentul dumneavoastră. Care cum sună? Înțeles, doamna. Fără anexa 2, da? Fără anexa 2. Cine este pentru? Fără anexa 2, da? Fără anexa 2. Spunem general că fără anexa 2. Eu sunt împotrivă. Deci fără anexa 2, da? Și să aibă cuprins că toate. Împotrivă. Deci 12. 11 pentru și... Fără anexa 2, da? Deci până câte tot n-am... Pentru oraș. Asta e. Fiecare cu părerea lui. 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale subvenite în HR 56/2015 în sensul înscrie corect ca numele beneficiarului astfel Halal Mohamad.
Cred că e o greșeală ce faci în acest moment. Cine este pentru, e o greșeală ce faci. Botezat. L-am botezat. Maximal. Dar și aici erau anexă 2, să știți. Și aici aveau cu anexă 2 și văd care să aveți. Zoli Beia, lăsați-mă cum ați replic cu anexă. Mai departe. 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de trage dreptul de administrare a imobilului fostei centrale tehnice în suprafață de 260 de metri pătrați, situat în incinta spitalului municipiului Mangalia, beneficia serviciul județean de ambulanță Constanța și trecerea acesta în administrația de pădure. Cine este pentru? E vorba despre ce vorba. Despre ce vorba. Dar ce se face acolo? Nimic deocamdată, se vedea, i-a fost dată la DPP-uri. Să durea serviciul de ambulanță. Nu au investit și... Mai departe, 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea municipiului, precum și stabilirea, constatarea și sancționarea faptului ce constituie contravenție. Domnul Andrei... Să dea un avertisment, la CIS, și văd că nu este menționat aici, pentru că am stabilit că așa este aferit, să dea un avertisment CIS și un termen rezonabil de remediere a mai mult decât atâta, la fel, ceea ce am solicitat să se facă, că sunt niște formulări generoase. Vă dau un singur exemplu. Care pot duce la urmă. Care pot duce la urmă. Haideți, supuneți la vot, că trebuie să mă vreau foarte scurt, un minut și vă rog, domnule. Vă dau un singur exemplu. Neasigurarea condițiilor de igienă prin operații de curățenie, de dezinfecție și terapizare a locuințelor individuale. Ce înțelegeți cu asta? Că nu are curat în casă. Poate locuiesc. Este cumva un termen general? Adică nu vreau să... Încă, așa a fost câteva, le-am menționat în procesul verbal, nu s-au modificat aici. Le-am modificat tot ce a fost... Avem nevoie de acest regulament, de la început de sezon, dar haideți să fie un regulament surplus, avem câteva reguli minimale pe care agenții economici și oamenii trebuie să le respecte, dar din punctul meu de vedere nu este suficient de... Adică ceea ce am discutat în comisie de lucrări nu este de transport. Eu vă propun să-l amânăm și să remediem și să și rezolve situația. Vreau mare amenziile, iarăși sărim pe cetățen să amenzi, 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 amenzi. Eu nu vreau a parcat da, mașina, îi dai amendă. A făcut aia, îi dai amendă. Nu, care mizerie în casă, îi dai amendă nevastă sau... Nu, scopul meu nu este să-ți dau amenzi. Scopul meu este să... Atunci nu mai facem, nu le mai scrie regulament dacă nu-i scopul tău ăsta. Cam, dați multe amenzi, domnul director. Domnul director, ca să întrebi. Deci, ideea care sunt vreo câteva, celelalte sunt de bun simț, sunt într-adevăr necesare, chiar necesare, dacă se zonă să trebuie să dar, haideți să-l... Revizim. Analizăm. Da, spuneți la tot ce a spus, eu știu, vreau să se redepună credințe. Dar, din păcate, din fericire, aveți atâția agenți în subordine. Da. Și nu avem nevoie de și context cum este... Să facem o agitație acum cu amenzi. Vreau să facem anumite derapaje, ăsta e punctul meu de vedere. Și mai ales cu oameni nu-s foarte pregătiți. Deci, repet, scopul meu nu este să dau amenzi. Scopul meu este ca omul să înțeleagă că trebuie să fie curat și frumos în orașul Mangalia. Eu nu sar pe om imediat cu amenzi. Nu, în unele cazuri ar trebui să săriți pe om. Eu mai mult prin pedic. Știți că au dispărut toți tâmpeia, popicii care barau accesul din stradă, de la parc, pe promenadă? De ce se retezați? Deci pot trece cu mașină, da. Pe promenadă. Eu mă mai plic prin stația, apropo, domnul Comand. Cât ți-ați prins? Stai puțin. Da. Câți bine, pe dic, nu mai vorbesc mai nimic. Dar aici, cât ți-ați prins în zona locului de joacă pentru copii? Că deci au dispărut toate alea, au spart toate alea. Nu mai e curent, nu mai e nimic. Ați prins vreunul? Nu ne ocupăm de infracțiuni de...
de acești copii. Noi ne ocupăm de menținerea ordinii și niștii publice în Mangalia. Domnul director, uitați-vă ceva, nu mai puteți vorbesc. Eu mai mă plici prin stațiuni. Uite, așa sunt ierburile pe domeniul public, acum, azi, în stațiuni. Iar noastră amendați cetățenii că nu și-au tăiat iarba. Exact. Cât de mare trebuie să fie iarba pe terenul lui proprietate? De 10 cm, de 5 cm, de 50 de cm? Domnule consiliere, înainte de a da o amendă, eu dau o somație. Nu, înainte de a-i da o amendă pe terenul lui privat, publicul trebuie să fie lună. Avem un grafic de lucrări pe care îl respectăm. Repet încă o dată, înainte de a da o amendă, eu somesc, dau un avertisment și pe urmă dau amendă. Domnul Stavus, amendă toate din prima. Domnul director, nu e adevărat. Nu, am trecut o dată vreun an și jumate. Dacă îmi permiteți, de un an și jumate sau doi ani dăm somații, avertismente, nimeni nu ne bagă în seamă. Tot ce vedeți dumneavoastră în stațiuni, poate ați uitat că nu mai este domeniul public, e vândut tot. Poate nu știu asta că vând. Când mergeți pe noi, în acest regulament, nu tot este privat, inclusiv pe la Venuză, partea dreaptă, partea stângă, fără trotuar, nu mai avem nici trotuare. Au fost vândute și trotuarele și aleile. Vreau să vă spun un lucru, dar poate nu știți. Unii dintre noi ați fost membri ai Consiliului Local și trebuie să știți acest lucru. Deci, încă o dată, vreau să vă aduc la cunoștință că, în primul, să dăm un avertisment, se face somație și de un an de zile asta facem, până să ajungem la amenzi. Din păcate, nimeni nu dorește acest lucru. Vorbim de cei care n-au investiții pe litoral, decât terenul luate de la administrația locală, prin niște licitații trucate sau fără licitații, și vă dau 1000 de exemple, numai pentru speculă imobiliară, și le sunt în paragină. Multe acte nu sunt găsite în birourile primăriei, foarte multe acte. Încercăm să purtăm o corespondență cu birourile notariale, pentru că nu le găsim, nu le-am luat noi, ci cei care s-au perindat pe la primărie până acum, nu pot să spun cei care au administrat. Dar încă o dată, eu am vrut în acest regulament să apară și un articol prin care se obligăm pe proprietari să-și pună un panou acolo unde nu este construcție, proprietate privată și număr de telefon. Încă nu a fost scris, am zis că nu s-a dorit. Nu, este. Da? Este? E foarte bine. Și o să vedeți după aceea care poate privată și unde este terenul primăriei. Intenția dumneavoastră este foarte bună, domnul primar, și ceea ce ați venit. Dar la rezultatul acest moment discută. Da, rezultatul este chiar cel așteptat. Și de asemenea am o întrebare pentru domnul comandant. Noaptea, cine se ocupă de autovehiculele care merg cu viteză în oraș? Noi noaptea avem echipe mixte cu Poliția Națională. Unde le aveți? Îmi pare rău să vă spun. Eu stau în sensul giratoriu. Începând de la ora 12 noaptea, efectiv se face raliu în oraș. De aici se pleacă, se întoarce în sensul giratoriu cu frâne, cu... Și vă spun că este foarte vizibil. Nu e... și nu știu unde sunt echipajele. Dacă eu stau în centru și mi se întâmplă lucrul ăsta, nu știu un cartier ce-o. Doamna consilier, noi avem 4 oameni pe cartier. Nu știu, eu v-am întrebat. Dintre care o echipă este a Poliției Locale și doi oameni lucrează în colaborare cu Poliția Națională. Deci sunt în permanență 3 echipe de poliție noaptea în orașul Mangalia. Păi da, dar unde sunt, v-am întrebat, pentru că rezultatele sunt astea. Începând de la 12 noaptea, deci vă spun că se face raliu, începând din centru până în sensul giratoriu și înapoi. Cu strășteni de frâne și... Vă spun că acest lucru l-am băgat în acest regulament, sancționarea acestor șoferi. Dați-mi voie să-mi fac treaba. Vă rog frumos să aprobați ca să pot să am... un ceva legal cu care pot fi sancționat. Da, și fără acest regulament aveți sancționat acești oameni, aveți care au atribuții de circulație în organigramă. Pentru turare excesivă a motoarelor, pentru frâne, păpruște, pentru asta. Legea vă permite să-i sancționați fără să trecem noi regulamentul. Pentru că regulamentul nostru nu este deasupra legii. Regulamentul nostru este să respectăm Nu, 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 n
pune domnul consilier. Dar nu sunt și la Articolul 4 aliniatul B, până la menționarea avertismentului, dar... Ăla se face conform legii, conform OG2. Are că spa agenții, dar spun că nu le permite legea de avertisment. Mă refeream avertisment... Asta e mentalitatea lui, e la amendă. ...remedierea situației ne interesează, în majoritatea cazurilor, să remediem situațiile, nu? Da. Adică și un termen nu și-a cosit iarba, dăm 3 zile sau 2 zile să-și facă. Repet, se dă somație, pe urmă se dă... Da, unii se dau amenzi direct. Nu, unii somație, la alții amenzi direct. Nu este adevărat. Niciodată. Nu este adevărat. Toate amenziile care se dau și sunt contestate, voi pierde pe măsura că nu am dat avertismente în instanță. De aceea este somație cu măsură complementară, este avertisment cu măsură complementară și de-abia la urmă o amendă minimă. Minim sau maxim? 3.000 la 6.000 este, eu zic că este minim 3.000. La persoană fizică. Persoană fizică, dar 30.000 de euro. 30.000 de euro. Bă, bă, lasă-mă, de unde este? Este legea mediului. Nu am la putem mai dați amenzi de euro. Dă-i mai știu 1.000.000, dai 30 de milioane. Le-am dat pe consiliu. Bă, spuneți la vot, vă rog pe mult de tot. Eu o să trag un semnal de alarmă, că văd că în momentul de față nu știu cum să instituim taxe, să punem amenzi, dar n-am văzut niciun proiect de hotărâre care să vină favorabil agenților economici să dezvoltăm un climat care să-i ajute. Văd că vine numai cu taxe, că avem buruieni. Eu aștept cu mare interes intrarea în oraș și avem o primă clădire pe dreapta care aparține domnului Ciocâia și nu este gata de vreo 20 de ani. Aștept cu mare și aveți toată susținerea mea, nu vă amenda nimeni, trebuia să o terminați, este așa de 20 de ani, este clădirea dumneavoastră și nu este gata. Cu mare interes. V-a amendat cineva că nu este gata? Sunați că sunteți agent economic. V-a amendat cineva? Nu, ascultați-mă, nu dați dumneavoastră exemple de intrare în oraș când dumneavoastră aveți șantier în sens la 1 mai. Nu, nu, avem cu toții șantier. Vă rog, eu frumos, lăsați-mă să vorbesc, nu mai vorbesc peste mine. Da? Lăsați-mă să vorbesc. Păi dacă respectă la 1 mai, păi tocmai, nu, nu, vorbeam și ați intermit. Am o rugăminte mare, înainte spuneați de niște hărți. Sunt foarte necesare aceste hărți pentru turiști, cum sunteți dumneavoastră. Vă trebuie o hartă să învățați orașul. Nu, credeți-vă că foarte bune cărțile. Spre deosebire de dumneavoastră, eu trăiesc în Bulgaria, nu la Constanța. Vă rog eu frumos. Dacă spuneți că aveți un program pentru spațiile verzi, revizuiți-l, că nu este bun, că sunt buruienile au un metru în stațiune. Revizuiți acel... Nu, dacă sunteți atenți și încă o dată vă spun clar, domnilor consilieri local, trebuie să înțelegeți un lucru. În stațiuni, 99% sunt terenuri private. Ceea ce vedeți dumneavoastră cu burieni este pe teren privat. Nu, siguranță să vă domeniul public, nu mă mai aruncați că sunt și la privat. Rugămintea mea să aveți respectul dialogului, nu, da? Deci haideți să dumneavoastră, nu, încă o dată v-am spus clar, clădirele pe care le-au tot trebuie să fie modernizate. Vă frumos, nu amânați, că intru în sezonul estival. Niciun fel de problemă, puteți să-l amânați, voi face eu personal, voi pune pe fiecare teren privat și veți vedea multe terenuri la persoane cunoscute tuturor celor de aici. Și ar trebui și pe clădiri o să pun proprietarii să vadă fiecare cetățean cine are o clădire și care nu este... Eu personal să pun și pe clădiri, proprietarul clădirii, să vedem până la urmă cine respectă sau nu legislație. Dacă vi se pare că acea clădire la intrare în oraș pe dreapta, în dreptul gării, primul om turist care vine, intră în gară, iese din gară, ce vede? O clădire ca, eu știu, eu zic că e abandonată, fără balcoane, mai în spate,
picătencul ăla de pe clădire. Vă rog, eu nu mai dați exemplu clădire, dați exemplu sensul giratoriu, dați intrarea în Saturn care nu sunt în stare să o finalizați, dați exemplu gardul viu care l-a tăiat fără aviz de mediu. Dați exemplele astea, nu mai dați exemplu o clădire. Atâta timp cât durează să faci strângeri la DNA, puteți să mai treceți și pe asta, că sunt despre sau ziarele de acelea nesemnate pe care le finanțați ilegal. Da, și poate la timpul lor, vedem. Hai să nu le certăm pe chestia. Doamne ferește, nu ne... Nu le certăm, nu ne... Domnul Paul Folanu, eu niciodată nu s-am părit să mă cer cu turiștii. Stați liniștit, doamne, nu ne lăsăm să fie. Hai să nu ne mai țipa. Trebuie să fim frumos, să stați în Constanța, nu mai aruncați atât de... Vă rog urmă liniște, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Ce să mai aibă? Trebuie să mai spuneți ceva, spuneți. Am mai aveam o variantă, să discutăm de un amendament, dacă putem să prindem toate la capetul. Da, cel mai bine. Amendament. Ne complicăm. Astăzi o mai dăm, deci avertismentul, articolul 4 aliniatul D, și dacă mai dăm... Îl modificați. Avertismentul se dă oricum conform OG2 din 2001, se dă oricum, n-am nevoie de... Domnul director, după ce am gândit la altceva, așa cum... Adică să fie obligat să-i dai avertisment. Asta vrea să spună domnul Sorin Andrei. Și să fie o condiție prealabilă de a-i da amendă. Mai mult decât atâta... M-ați înțeles ce vrea să spună? Foarte mult de asta vrea să spun omul. Știți foarte bine la fel ca mine că nu poți să obligi agentul constatat. Atunci nu ai nevoie nici de acest regulament, că ai OG2, ai legea mediu, ai o grămadă de legi pe care poți să o dai amenzi. Nu puteți să obligați un agent constatator să dea întâi un avertisment. Ba da, ba da. Adică nu pleci prin hotărâri de consiliu. Nu puteți să facem asta? Stați puțin, că nu înțeles. Avertismentul se dă oricum... Când consideră agentul de cuvinte? Se dă somație înainte de a se da... Ai zis că nu poți să mă deranjează. Dar nu pot să scriu într-un proiect de regulament că este... Da, dacă scriu noi, ce ne deranjează? Ce te deranjează? Nu putem? Nu putem, este ilegal. Este ilegal, da, sigur. Hai, doamne, să spun la pot. Deci vă spun procedura cu mâna pe inimă. Întâi se dă somație, se dă avertisment și amendă. Să nu... Trebuie să o șapte este legal. Noi vedem în bunele dumneavoastră inspecțiuni. Da, e pozitiv, dar dă și amendă din prima. Eu am multe date din prima. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Până să ajungem la amendă, se discută, se dă somație, se dă amendă. Domnul Iorga, spune și dumneavoastră și să pun la voce. Vreau să dați exemplu cu casa de la intrare în oraș. De ce nu dați exemplu cartierul Dobrogea 1, pentru care există hotărârile Consiliului Local, cu buget aprobat, pentru a finaliza alimentare cu apă, pentru a pune măcar câteva becuri pe străzi? De ce nu dați exemplu ăsta? Și iar costul reprezintă jumătate din cazemata de la sezionatorii. Mă desunea să spun și pe aceea voi regreta. Vă rog frumos, trebuie să luăm. Nu, dar știu că nu ați spus. E trist. Haideți să continuăm. Voi spune ce aș pe aceea voi regreta. Și nu ați luat. Haideți să continuăm. Știți ce se întâmplă dacă citem cu declarații publice? Nu, dar nu avem declarații cu mare. Dacă discutăm de un cartier care... E vorba de hotărâre de Consiliu. Hotărâre de Consiliu. Hai că eu la dumneavoastră chiar la politică. Hotărâre de Consiliu politică. Este mai... O faci de politică, dar nu vorbim de sute de oameni. Este mai ampul subiectul și nu vreau să discutăm asta. Hai să punem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Pentru. Cine e pentru? Nu trece fără votul. Fără votul lor nu trece, așa că mai trebuie să amânăm. N-aveți foarte sigur, n-aveți la mâna mai. Puteți să depășim, să acolo. Mulțumim, desfac. O să facem pentru ședința viitoare. Păi cum e că auzi dacă comisia aia care a fost constituită, Paule, că nu e președinte. Nu m-au chemat când au avut ședință comisia. Păi cine a convocat ședință? Eu am fost la o ședință la care au venit niște doamne pe aici, iubitoare de animale, a fost un scandal monstru și am plecat. M-ați înțeles aia? Și n-ați ajunat scandalul. De ce n-ați am încercat, că erați în primărie, știți foarte bine. Că veneau pe acolo, v-am zis, domnule, sunt foarte agitați și oamenii. Că ei erau cu animalele, nu erau cu astea, cu amenziile domnului director. Deci mai departe, nu s-a amânat, nu-ți bate. L-am amânat ca să fie... Păi l-ați amânat, l-a supus la vot sau? Păi l-a supus la vot. Păi l-a supus la vot. L-a supus la vot, dar nu l-a vot. Păi l-a supus la vot. Deci se va urmă la vot. E respins. Păi da, acolo e respins, normal. Da, corect. Doamna președinte. Acolo e respins. Dar probabil să... A vrut să nu omite, să scrie că s-a respins. A, nu, că nu scriu, scrie eu. Nu, nicio problemă, s-a am vrut să-l amân. Am văzut, deci și eu la fel am zis. Și eu am vrut să-l amân. Dacă l-a supus la vot, înseamnă că s-a respins. Dar dacă... Bine, voi, doi, ce trebuie.
Asta este. I-aș fi propus să fiți președintele comisiei și să vedeți. Am fost o comisie, înțelegi? Dar a fost o vreme. 14. Hai să mergem. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorilor de întârziere și de penalității aferent de obligațiilor bugetare, constând în impozite și taxe locale datorate cu bugetul local, toate persoane fizice referați la administrativ cred că știți despre ce este. Aici am un amendament. Domnul consilier, dacă îmi permiteți, și noi, Serviciul Social, am trimis o documentație despre și care au contracte cu socialul, pentru că deja e un scandal pe acolo, toată lumea e sub amenințare că vor fi evacuați, au penalități care depășesc baza debitului și e un pic anormal. Hai să discutim de penalități doar, de penalități. Și eventual, pentru viitor, dacă putem să îi luăm la muncă, să îi utilizăm cu zile muncă, să le scădem și datoriile, ar fi bine. Nu s-a mai procedat. Dacă îmi permiteți, domnul Paul Foleanu, vreau să vă aduc la Cluj, să lași pe colegul meu, pe domnul Paul. Asta vrei să spui, domnul Paul, nu? Da. Că dacă îi suntem cei care locuiesc în, care stau în locuințele sociale, în zile trecute o companie din Mangalia a încercat să angajeze oameni fără calificare pentru munca în șantier. Fără nicio, să nu fie specialist, să n-aibă nicio pregătire. De câte fapt, nimic, nu știu. Nimic, da. M-au sunat, necalificat. Mi-a zis, domnule, nu trebuie să aibă nicio pregătire. Din cei care locuiesc în casele primăriei și care au datorii foarte mari, n-au plătit niciodată nimic și nu vor plăti niciodată nimic, vă asigur acest lucru, nu au făcut dovada că au fost vreodată angajați cu forme legale, au fost convocați și las pe Claudiu să vă spună din cei care și toți au fost convocați, câți au fost angajați sau câți nu câți au dorit să se angajeze și care au fost declarații de celor care stau în casele primăriei. La prima întâlnire, am semnat un parteneriat cu firma respectivă. Din toți cei care au fost informați, au venit 7 persoane. Una singură s-a dus. Din cât procentual? Din toți cei 100, nu știu cât sunt, fără muncă. Eu zic că dacă ați face cum ați mai făcut și acum 2 ani sau 3 ani când ați făcut, pe cei care au datorii, să le trimitem, să-i chemăm, băi, veniți și lucrați o lună de zile în folosul comunității, la spații vezi, la știe, că vă scădem datoriile, atunci vor veni. Ascultați-l că e foarte interesant și salariile erau destul de mari, dar la momentul în care au aflat că trebuie să meargă în șantier și să lucreze acolo, din păcate, și colegele mele sunt martore, unii dintre ei au spus așa, mai bine la pușcărie decât în șantier. Și stau în casele primăriei. Dar oamenii ăștia înainte unde munceau ei? Nu au muncit niciodată. Domnul Guță, nu au muncit niciodată. Din datele pe care avem de la ITM, nu au fost angajați cu forme legale niciodată. Păi și cum am luat aceste prezinte? Păi nu mă întrebați bine, în 2003, 2004, 2005, noi eram la primărie, doamna. Nu mă întrebare cine. Nu numai. Avem CP5, avem locul Goldului, avem cartierul de la Mare cu case, da? George Enescu, tot case, soarelui. Deci sunt multe case, vorbim de 1000 de oameni. Da, trebuie să găsim o soluție cu ei. Ori îi punem la muncă și ne scădem datoriile. Au scăzat cu munca, nu s-au dus pe unde să-i pui la muncă. Unul singur, unul s-a angajat. Dacă nu doresc, le dai un termen. Dom'le, dacă nu vii la muncă, până pe data de nu știu cât, la revedere, te execuți și te dau. Pentru că nu mi se pare, nu mai puțin dacă îmi permiteți. Nu mi se pare corect, chiar dacă el spune că va achita aceste datorii și are o secundă exact, aici se pune întrebarea, el spune eu voi achita și achită, dar nu face dovada unui serviciu permanent, vă întreb pe dumneavoastră de unde are acești bani. Nu uitați că acum 3 zile o femeie a fost atacată pe stradă când a ieșit de la manet. Deci încă o dată, chiar dacă noi suntem de acord, noi cei de aici suntem de acord ca ei să achite, și nu fac dovada un loc de muncă permanent. Vă trebuie noastră de unde au acești bani? Ce în prima, nu toți sunt mai unii mai lucrează la nu, o secundă. Nu există muncă la negru. Cum putem să spunem că încurajăm noi așa ceva când 40% din postul de salariu se vasă pe vada? Nu există muncă la negru. Atâta timp cât șantierul are nevoie și domnul ne poate confirma acest lucru, atâta timp că mai este o companie care angajează peste 200 de oameni și astăzi este la Bârlad după oameni, este trist. De aceea vă spun clar, chiar dacă și eu nu să fiu niciodată de acord, atâta timp cât îi spun că vor achita, dar nu fac dovada un loc de muncă, atâta timp cât avem locuri de muncă vacante în Mangalia. Ce e de făcut în continuare? Cum trebuie să meargă la muncă, să muncească. Pentru că de când se nasc până vor muri, vor sta și vor fi subvenționați. Gândiți-vă că nu vor avea niciodată pensie,
Gândiți-vă că acei copii care astăzi sunt la cerșit numere la școală tot din cauza lor, trebuie să ne gândiți. Și gândiți-vă că acolo stau și familii serioase, care au și câte două slujbe pentru a se întreține. Au și la curățenia pe stradă și mi-aduc aminte când am fost astă iarnă acolo, când a fost, bine, nu erau foarte mari zăpezile, un domn care locuiește la Bare și pot să-i spun domn, chiar că este de altă etnie, de 24 ore nu venise acasă pentru că era la muncă și cu doi copii la școală care învățau foarte bine. Ia zic, sunt și persoane... Nu, păi nu discutăm acum de cei care sunt serioși, niciodată nu. Și vom susține pe aceea toată deschiderea pentru acei oameni. Domnul primar, soluția este să dau, e radicală soluția. Păi, asta am spus-o și eu. Haideți să fim ferm în decizii, dincolo de acțiuni electorale, dincolo de deciziile electorale, politice, cum vreți să le numim, pentru că de aceea au fost tolerați și trebuie să recunoaștem acest lucru. Eu personal îmi asum acest lucru și vreau ca oamenii cinstiți ai Mangaliei să prospere și cei care ne fac cinste să plece de unde au venit, pentru că nu sunt din Mangalia. Noi discutăm de acei oameni pe care îi cunoaștem cu toții ca copilului cu ei, știm clar că sunt serioși, au locuri de muncă, cei care sunt la furat și duceți-vă la ora aceasta când oamenii sunt la muncă, vă rog frumos și la asta de televiziune și veți vedea la Barăș la ora aceasta că sunt la jocuri de noroc și la multe altele și nu sunt la muncă. Și atunci ce facem? Îi tolerăm în continuare pentru că îi creează și vor avea în continuare datorii pe care nu și le vor achita niciodată, chiar dacă au sau nu penalități. Vorbim de peste 500.000 de euro pe care avem de recuperat. Pe atunci acum ne uităm în ochii oamenilor care au un salariu foarte mic sau care au o pensie foarte mică și n-au datorii pe nicăieri. Dacă permiteți, nu era pe ordinea de zi, dar e un subiect pe care trebuie să vi-l aduc la cunoștință. Am făcut o expertiză, un raport avem făcut de circa două săptămâni, am intrat în posesia lui, am trimis documentația către primărie asupra celor clădiri din așa zisă zona Barăci, deci cele șase clădiri. Raportul de expertiză îmi spune la sfârșit că există risc de prăbușire a celor clădiri și că se impune de urgență demolare și evacuare. Eu nu sunt în măsură să iau o decizie în acest sens și cred că cei mai în măsură să luați o decizie sunt de dumneavoastră. Da, dar fără ceva în sfârșit și să găsim o soluție. Știu, dar eu nu vreau să-mi asum și nu cred că este corect, dar eu să-mi asum singura soluție, că nu poți să-i dai afară, că asta e exact ce zicea domnul primar, mai zice, și unii care muncesc... Nici nu poți să investești o sumă de bani. Știi ce te rog eu frumos? Dacă poți ale acorde de ăla, că sunt ei de acord, ai înțeles? Nu, răspundere proprie. În baza raportului dumneavoastră de expertiză, dumneavoastră trebuie să faceți o informare către Consiliul Local. Am făcut și... Păi dar nu, să ne trimite să nu fac eu. Și atunci adoptăm un proiect de trei blocuri, să-i mutăm acolo și să închidem jocul. Veți avea un raport în detaliu cu tot ce s-a întâmplat la Băiești, pe nume, cu oameni, cu... nu știu, am făcut până la urmă și o recesământ și veți vedea câți merg la școală, câți merg la muncă, câți au avut sau au fost angajați vreodată cu forme legale. Toți sunt bolnavi, vorbim de cei care nu merg la muncă. Cred că toți de aici suntem bolnavi, toți avem câte o boală și cred că dacă atunci când toți muncim de aici, da? Ei au toate bolile din lume, nu se pot duce la muncă, sunt foarte supărați și au 25 de ani, au 30 de ani, 35, 40 de ani, 45, 50 de ani, sunt acolo, sunt acasă, nu fac nimic. Da. Mai am o întrebare, doamna director Ciocănel. Da. Anexa 1, la ce se referă, te rog? Un raport, constituie anexa la cerere. Un raport este procedura. Aceasta este procedura. Referatul ăsta? Acordare, da. Este transpus ca și anexul. Și... De fapt asta și spune, doamna consilier. Da? Da. Punem aici că prezentul referat constituie anexa 1 la cerere, pentru că un referat este procedura. De aici, Simona, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă explice, doamna Simona, ce plan despre ce este vorba. Vorbim de, și de blocurile ANL și, da, discutăm de unde stau oameni serioși și unde nu sunt. Prin propunerea acestui de studiere a manevrelor sau manevrelor de întârziere, ne adresăm unui număr de 9450 de potențial beneficiar persoane fizice, cu referire la... impozite și taxe locale. Aici intră de asemenea și taxa pe clădire, care, potrivit codului fiscal, astfel cum a fost modificat încă din 2012, care prevede obligativitatea pentru cel care utilizează
un bun aparținând domeniului privat sau public, ca persoană fizică, mă refer, el ca și utilizator final al acelui bun, în baza unui contract, fie de închiriere, fie de administrare și așa mai departe, trebuie să plătească taxa pe clădiri. Este și cazul chiriașilor, societăți comerciale, și persoane fizice. S-a modificat tocmai în asta constă modificarea adusă de codul fiscal, în sensul că, în cazul în care unitatea administrativ-teritorială are cu o persoană juridică încheiată, dată în administrare, în concesiune, în închiriere, un bun, iar acea persoană juridică, la rândul ei, cu privire la acel bun, are încheiat fie un contract de închiriere, concesiune și așa mai departe, taxa pe clădire este datorată de utilizatorul final. În cazul de față vorbim de locuințele ANL, locuințele de închiriere, locuințele sociale, care sunt date fie în administrarea serviciului public ADPP, blocurile de 01, 2 și 3, fie de locuințele date în administrarea serviciului public de asistență socială. Da? Care aceste servicii publice, la rândul lor, au încheiate contractele de închiriere. Este situația care se aplică și nouă, motiv pentru care suntem în situația în care chiriașii trebuie să plătească taxa pe clădire, echivalentul impozitului pe clădire plătit de către proprietari. Iar prin acest proiect de hotărâre, bineînțeles, și chiriașii care sunt în situația de a plăti taxa pe clădire, pot plăti până la data de 30 septembrie, urmând a fi scutiți de penalitățile de întârziere pentru neplata la debite, că nu poate acționa retroactiv. Penalitățile se calculează 2% pe lună de la data. Baza debitului. Baza rămâne, baza se plătește și se scutiți de penalități. Despre asta este vorba. Intenția tuturor este să vindem aceste locuințe cât mai repede și să sperăm că se bine. Au fost cum s-a ajuns la aceste debite? Sunt calculate retroactiv? Evident. Deci, potrivit codului de procedură fiscală, potrivit codului de procedură fiscală, taxele și impozitele se datorează și se calculează pe ultimii 5 ani fiscali. Da? Dar dacă acele persoane fizice nu există, au fost, dacă acele persoane fizice au fost de rea credință sau de bună credință, adică voi le-ați trimis lor necunoașterea legii nu absolvă pe nimeni. Dar nu poți trebuie după 5 ani că nu e la urmă expozit și să-i dă retroactiv. De asemenea, codul de procedură fiscală nu face referire la faptul că tu știi sau nu știi că datorezi o taxă. Majorările sau garantățile de întârziere se calculează potrivit codului de procedură fiscală. Dar tu, ca administrație publică locală, trebuie să mă informez pe mine, persoană fizică, printr-o științare, că eu am nu știu ce debite la tine. Nu mă trezesc după 5 ani că mi-ai adunat nu știu câte debite. De acord. Da? Dar fi mai simplu să... Pentru 2012, ianuarie 2012, nu a fost făcut acest lucru. Doamna Simona, n-ar fi mai simplu să eliminăm ADPP-ul și socialul ca intermediar a acestor închirieri și să le luăm pe municipiu și atunci să nu mai avem problema asta? Deci asta înseamnă ca dumneavoastră să retrageți dreptul de administrare, dar debitele sunt aceleași, indiferent cine este titularul în raport cu chiriașul. Debitele sunt generate, sunt create. Vorbim de acte administrative fiscale, emise, decizii de impunere. Da, situația în care oamenii au certificate fiscale fără debitul luate acum una este firul să aibă certificate fiscale atâta fără timp cât la momentul emiterii certificatului fiscal, bunul nu era declarat. Era? Nu era! Nu era declarat, despre ce vorbim? Oricum trebuie să le vindem pe la mea trei vândute cei mai repede și nu mai rău. Pe situația de chirii și redevențe. Dar legătură. Dar hai, spuneți la vot. Deci la amendamentul... Sau chirii. Așa. Deci vorbim de contracte, vorbim de sume care reprezintă venituri, nu de natură fiscală, ci venituri de natură comercială. Dacă dumneavoastră susțineți și vă gândiți să acordați această facilitate și persoanelor fizice titulare al contractelor de închiriere, concesiune și așa mai departe, puteți face acest amendament. Ordonanța 92/2003 permite acordarea acestor scutiri și pentru aceste debite. Ascultați-mă un termen. Deci, să stabilim și un termen.
Până la 31 decembrie să plătească. În privința taxelor și impozitelor locale, trebuie să ținem cont de faptul că termenul scadenței este stabilit de codul fiscal, în speță rata să scadem a doua 39, e bine. Deci nu putem bine așa, să generăm o termen de plată pentru taxe și impozite altul decât cel. Da, e bine, 39, nu? Mulțumim. Simona, vreau să te întreb și eu dacă în categoria aceasta de facilități pe care încearcă autoritatea locală să o dea, se încadrează și utilizatorii finali ai contractelor de asociere care sunt foarte mulți. Deci la persoane fizice, da. Dar sunt persoane fizice. Nu avem asociere persoane fizice. Nu avem asociere persoane fizice, nu avem asociere. Nu sunt. Asocierile sunt parte a persoane juridice. Cei care și-au făcut case pe contracte de asociere nu sunt parte într-un contract. Nu, dar sunt pe persoane juridice. Am vorbit de societăți comerciale, iar această facilitate nu se aplică societăților comerciale. Evident, e corect, redactor. În cazul societăților comerciale, pentru a putea veni în sprijinul lor, este nevoie de aprobarea unei scheme de ajutor minimis. Care de altfel am aprobat-o, dar nu am avut contract de asociere. Ce spuneți? Pe contract de asociere putem să discutăm de ceea ce spuneți. Nu, că avem noi nu avem contract de... Nu este inserat în textul de lege asocierea. Da, de acord, dar noi vorbim concesiune, discutăm de închiriere, dar asociere. Deci noi acum vorbim de persoane fizice, de persoane juridice. Nu, s-a făcut o referire mai devreme că se poate o schemă așa pentru că nu-i ducem de așa. Repet, în ce privește persoanele juridice pentru acordarea de facilități, diferite tipuri de facilități, se fac scheme minimi. Trebuie să facă unei scheme de ajutor de minimis. Am avut o astfel de schemă prin care am acordat... Chiar două. Una este în vigoare, aceea prin care acordăm facilități investitorilor. Aceea este în vigoare până în 2019. Cealaltă cu penalitățile... Simona, mulțumim noi pe persoane fizice. Mulțumim. Am și o întrebare, Simona, scurtă. Deci, pe scurt, cei care își plătesc datorile până pe 30 ianuarie scapă de penalități. Da. De ce trebuie să depun atunci o cerere de medii justificată? Dacă da, nu, poate cerere. Din codul de procedură fiscală. Să povestească de ce n-a avut să parcurgă toate astea acolo. Așa spune articolul 125. Ca să poți să ai un document. Nu, să fac o cerere. Vă solicit discutirea. Dacă am plătit și nu știe, nu mai putem. Dacă a plătit și n-a făcut cerere, atunci ce facem? Noi nu putem să aplicăm actul retroactiv. Deci asta e. Dacă nu facem cerere, da? Plătește. Și totuși a plătit, ce facem? Îl înființăm, măi, vezi că ai plătit. O cerere. Da, păi da, trebuie să-i facem ceva. Păi și o cerere. Poate că nu știe. Da. Haide. Cu amendamentul lui... Da. Da. Supunem la vot. Cine este pentru? Ce fără? Cu amendamentul ăsta. Cu amendamentul, da. Și chiriașul, da. Împotrivă? Să abține cineva? Nu. Mai departe. Stai să zic că aici sunt probleme și dacă votăm împotrivă picător, știți, nu? Da. Să ne discutăm pe îndelete. Păi da, și nu pun. Hai să terminăm cu deja. Nu? Nu, aici. Deci să discuții cu ecos, da, prelungi chiar. Să vine înainte de... Nu, noi la studiat. ...cu amplonare de 30%. Noi la studiat. Nu, profesor, a studiat și ați văzut că veniturile sunt de 1.890 de miliarde. 1.880 de miliarde? Știți cât au fost în casă de anul trecut? 800. Deci noi avem cu 1.000 de miliarde mai mult. Da, noi avem cu 1.000 de miliarde mai mult pe noastră. Se pare că... Adică ședința aia ne-aș participat. Sunt deja o școală. Dacă e corect, așa. Sunt europene întrebate, tot nu așa care l-a sumă de astea afară. Luase de 190 de miliarde. A, înțeles. Era o chestie. Da, a unui grup.
că a fost și un de Consiliu și a respins. Hai să punem la urmă. Aia, la ședința de Consiliu, a făcut amendamentul general. Când a făcut amendamentul general. Hai să supunem la urmă. Dar sunt parcă și cine? Sunt tabele. Să punem la vot. Cine este pentru? Stai, stai să lămurească și ei. Hai, întrebați. Adică am vedea și l-am spus la fiecare dată, dar doamna director nu văd că nu țin niciodată. Unde părinte, nu ați vedea smențele pe care le-a făcut noi, doamna Ariu. Nu, director, nu sunt suficiente amendamentele care le-ați făcut atunci. Deci alea au fost trecute. Noi la ultima întâlnire am avut o discuție cu la care participa Bogdan și cu Cornaș de la ADPP. Am avut o discuție pe bugetul ADPP-ului. Acolo am hotărât să, adică am hotărât, consultându-ne, am văzut că au 2 milioane în plus la spații vers, care nu sunt necesari și au zis să-i dea jos. Nu știu dacă i-au dat jos. M-ați înțeles? Acolo am constatat mai multe cheltuieli care nu se justificau sau nu erau oportune astăzi. Și urma să le dea jos. Nu știm dacă le-au dat jos. Păi de unde să știu dacă ieri a fost convocată ședința și azi trebuie să votăm rectificarea de buget? Păi, mi se pare normal. Când ați primit materialele de la ședința asta? Păi și mi se pare normal să votăm așa peste noapte? Votăm astăzi rectificarea și o amendăm. O amendăm în data viitoare care nu o să mai existe, pentru că bugetul ăsta e suficient pentru 2 ani de funcționare, nu pentru un an. M-ați înțeles? Deci data viitoare nu mai există. M-ați înțeles? Păi nu, eu, ori îl discutăm, stăm 3 ore aici și îl facem ca lumea, ori ne abținem și atunci nu o să treacă. M-ați înțeles? Sau nu? Da, te-am înțeles. Doamna, îmi place, am înțeles. Am înțeles. Faptul că am tăiat data trecută mult, am zis că acum... Dar nu, nu știm ce a stăiat, da? Nu știm ce a stăiat. Dar n-am discutat aici, dar știți că am tăiat. Doamna, și noi, în interviu, ce să luăm cu un grupii pe aici, am avut venituri de 20 ceva de milioane de lei. Acum venim în luna mai, da, cu rectificarea bugetare, în care venim cu plus la venituri. Despre ce avem direct cu aici, atunci, atunci, atunci. Despre ce vorbim? Bine, dar ați văzut, mai puțin. Dacă luăm așa, tratăm... 6.300 de care de venit putem? Nu, dar dacă tratăm primăria asta ca o SRL, nu putem, ce nevoie avem, mai bine mai suplimentăm la venituri, mai angajăm niște cheltuieli. Da, voi buni nu... Păi nu, dar eu am impresia că exact așa se tratează instituția... Nu, eu zic să le luăm frumos cheltuielile la rând și să le aprobăm. Corect, avem toți directori aici, ne explică fiecare, uite romul, care sunt cu sport, alea, ne aprobăm, păi nu, dacă ne abținem, pică tot. Am întâlnit pe ADPP și am hotărât cu aia cu 2 milioane. Acolo erau problemele, înțeleg. Nu, problema este că avem 1.890 de miliarde de venituri. E o problemă enormă. Romulus, am și acum foaia cu întâlnirea care am avut-o, cu bugetul ADPP-ului. O am, dar acolo nu ne spuneați că aveți 1.800 de miliarde venituri. Uite-o! Eu sunt de acord cu ADPP-ul. Dar restul... Aia zic, hai să-l facem ca lumea, să-l aprobăm. Uite, doamna director, să ne explice. Deci, mare parte din urma faptului că săptămâna viitoare, noi, municipiul Mangalia va semna contractele pentru proiectele cu finanțările nerambursabile și pentru a putea demara procedura de achiziție pentru acele proiecte, noi trebuie să, în această ședință, să venim și să suplimentăm bugetul cu sumele pe care eu le-am trecut la aici. La ce capitol? La 70256, proiecte cu finanțare nerambursabilă. Și vorbim despre modernizare și amenajare zonă turistică centrală municipiul Mangalia, înființarea Parc Evergreen și centrele de informare și promovare turistică din Saturn, Neptun, Olimp, Jupiter. Nu, vorbiți de pe alte foi, nu dați pe astea. Sunt. Dacă ați avut... Ce capitol v-am întrebat și a zis ceva? 70256. Nu am suplimentare la venituri pe capitolul. Dar nu e... suplimentarea la venituri... Eu de venituri vă întrebam. La 4502 am trecut partea pe care noi o vom primi de... Da, 24. Deci la 1000 de miliarde.
Cea mai mare o problemă pe care o problemă, impropriu spus, noi la înființare Parc Evergreen, în acest moment, finanțarea noastră a bugetului local este de 10 milioane. Sumă pe care care se va mai micșora în funcție de contractele pe care le vom încheia și de excedentul pe care îl vom avea în alte proiecte. Dacă noi vom face economie pe, spre exemplu, pe proiectul modernizarea amenajament de zonă turistică, acei bani se vor transfera pe proiectul înființare Parc Evergreen. Și celelalte proiecte pe care le avem în derulare, același lucru. Dacă noi vom ajunge la sfârșitul proiectului să nu folosim toți banii pe care ni dă Ministerul și bugetul de stat, acele fonduri nerambursabile și bugetul de stat, automat ei ne vor suplimenta bugetul pentru înființare Parc Evergreen, iar eu voi veni în ședință de consiliu și voi diminua veniturile bugetului, veniturile proprii și voi mări acest capitol 45 subvenții de la fondurile nerambursabile. Vreau să sunteți mulțumit de explicații. Doamna director, știți foarte bine că acești bani putem prinde în buget, dar prin revizuirea cheltuielilor. Dumneavoastră aveți o grămadă de cheltuieli, da, puse în acest buget, pe care nu le executați, da? Și foarte bine puteți să veniți să reduceți cheltuielile, cele care știți foarte bine că nu or să se execute, să punem acești bani. Vă rog frumos să fim realiști. Execuția bugetară pe anul trecut am avut-o de 90 ceva de milioane. Dumneavoastră veniți în mai, anul acesta, să facem o rectificare de buget exact cu jumătate din valoarea bugetului pe 2014. Dacă dumneavoastră, ca director economic, îmi spuneți o poveste și îmi spuneți că este foarte bine ceea ce facem noi acum și avem un buget dublu aproape față de anul trecut, da? Chiar dacă avem banii care ne vin de la fonduri europene... Uite, venituri proprii numai 93.500. Păi da, Margaria nu a avut niciodată pe mai mult de 60 de milioane de lei. Venituri proprii. Ne încadrăm. Restul vor veni, da. Ne încadrăm. Nu, dar este exagerat. Nu, dar eu zic că trebuie să luăm cheltuielile la mână și să probleme să le rectificăm și după aceea eventual să rectificăm veniturile pe măsura cheltuielilor necesare. Aia zic. Acum probabil că uite, spre exemplu, la autorități, nu avem problemă, 1 miliard la primărie, învățământ, nu avem problemă. Dar poate sunt unde locuri unde, uite aici, la 70, probabil că sunt niște probleme. Dar poate nu trebuie să angajeze alte cheltuieli. Nu, aia zic, hai să le armonizăm, să le discutăm. Dar la energie termică de ce ai majorat cu... Un milion. Un milion? Că datoria la gaz, nu? Datoria la subvenție și nu pentru acum și pentru următoarele luni până vom intra din nou în iarnă și voi veni în fața noastră și vom aproba pentru iarna 2015-2016. Păi în vară nu se fac cheltuieli, Diana, în vară, ca să avem subvenții. Noi avem subvenții la căldură. Subvenționăm și apă caldă, dar... Apă caldă, sumele foarte mici. Eu am pus, pentru că eu nu știu exact, nu știu. Vreau să văd și să analizez foarte bine ultimele facturi care le vom primi de la Voltern pentru subvenția populației și am zis să nu ajungem în imposibilitatea de a nu o putea achita sau să avem facturi mai mari decât bugetul. În cazul în care voi avea un excedent, acesta va fi utilizat în iarna anului 2016. Acum Volternul are un istoric în spate și putem foarte bine determina valoarea acestor cheltuieli pe vară și pe ce factură avem, raportându-ne la cei 2 ani. Este o medie, să zicem, putem face la cei 2 ani cât a fost consumul. Și nu venim cu o sumă atât de mare de rectificat ca și subvenție. Deci eu așa mă gândesc, din punct de vedere economic, cred că gândesc corect.
da? Adică eu ca să previzionez nu vin ca să nu cumva să rămân cu facturi nu știu ce. Deci economic eu știu că 1 plus 1 trebuie să facă 2. Și atunci eu îmi fac un calcul, mă duc pe 2 ani, are un istoric Goldtermu. Hai, Goldtermu când a început în primul an, asta este, nu știam nici noi ce și cum. Dar acum deja are un istoric, iau bilanțul, balanțele, mă uit. Deja nu e așa normal, Diana. Consumul pentru iarna 2014-2015 deja nu avem corect și pentru a nu ajunge. Indiferent că nu avem un istoric pe gaz, dar noi putem să ne raportăm cât a fost în iarna trecută, cât a fost cu două ieri înainte și văd care este procentul cu care a scăzut valoarea facturilor, da? Și atunci vin și aplic acea reducere cu acest procent de vară. Și gata, ce e de te fac eu dacă vrei de fie asta și nu sunt de Având în vedere faptul că nu avem detalierea capitolelor 70 și 84, noi spunem că 81 este subvenția energie. Pentru 70, 36.052.000 reprezintă proiectele cu finanțare nerambursabilă și 6.142.000 reprezintă transferul. Care erau mult mai puține când am discutat acum de PPO. Știți că era așa? Da. Și acum s-au majorat. 6 milioane avem acum pentru ATPP. Aceste... Erau față mai puțin. Nu, erau 8 și avea 8. Erau 208 ceva. Am tăiat împreună și am plus la 6. Până clarificăm cu asta. Ținut cont de părerea domnului consilier Folia. La 6 e o diferență destul de mare. Exact. Așa că s-a ținut cont. Da, noi suntem de acord cu excepția capitolului 60 și 84. Da, da, exact. 84 la care noi n-am parcurat. Vedeți, domnul consilier. La 84 am transferul pentru ADPP cu reparații drumului, 500 de lei și subvenție transportă. Alea le vom discuta într-o ședință ulterioară. Dacă le convine că sunt drepte, are cu străzile. Și proiectele? Acolo am terminat. Adică ce vreți să spună să prevedem un buget valoarea proiectelor? Care proiecte? Deci capitolul ăsta aveți? Evergreen-ul și? Care e Aleia Taylor, nu? Da. Astea două, ce valoare totală? Da. Totuși, tot 7 milioane. Am un două împreună? Sunt 32 de milioane, nu? 36 cu tot. E protecția noastră și plus în FCR-ul. Aici am văzut centrul de informare turist mai și la amenajare zona centrală și... Proiecte cu femanțele noastre. Sunt proiecte de acord cu tot 70? Sunt și proiecte. Nu suntem de acord. Nu le-am înțeles. Dacă nu trece bugetul, nici mâine trebuie să ne arătăm salarii problem și profesorilor, școlilor le repartizăm ce s-a repartizat în rectificare și în tema să discutăm. Mâine zi lucrătoare, domn primar, nu? Este. Pentru noastră este oricând. Nu este asta. Puteți și luni să veni și sâmbătă, nu că doriți noastră, nu e. Sincer, așa că viitor o să facem rectificările de buget în ședințe ordinare, că dacă ne întâlnim în ședința de dată, să discutăm discutate și aprofundate, cum am venit noi atunci. Atunci știți că mai poate. Am stat jumătate de oră, că după aia am dus că erau de decorate. Dacă stăteam 5 ore, eram convins. M-ați înțeles?
Facem avem chiar extraordinară pentru buget și gata. Nu trece fără... Veniți și o explicați dumneavoastră temeinic și atunci, în mod cert, nu o să fie discuții în ședință. În mod cert. Când asta? Următoarea rectificare. Sunt urgențe, domnule. Dar acum... dumneavoastră, avem nevoie pe... Da, deja am început să mă bâlbâie. Puneți fără să vă bâlbâie. Cu siguranță dumneavoastră aveți capacitatea să revizuiți cheltuielile și să veniți în mâine într-o ședință cu cheltuielile reduse, în care să prindeți acele cheltuieli pe proiectele europene și cu siguranță... Eu aș fi recunoscătoare să treceți amai cu buget și să... Cu siguranță o să găsească soluții. Ce puteți să dați jos și să mai faceți o economie? Nu suntem la piață. Supuneți la stăpânt. Indiferent de explicațiile dumneavoastră, bugetul nu trece, pentru că nu se vrea. Și atunci ne întâlnim mâine la o ședință extraordinară, poate mai vin alți colegi și o să trecem. Vă rog cu amendamentul... Adică, prima oară vă rog amendamentul 70 și... Doamna secretar, am văzut că era necesar avizul Ministerului Culturii pentru această organizare. La aveți? O să-l ia, dacă... avizul Ministerului Culturii în sens negativ. Asta vreau să spun. Adică urmează ca la acest proiect de hotărâre, în funcție de opțiunile pe care le aveți, să îndepărtăm din organigramă aparatului de specialitate a primarului, complexul cultural și bibliotecile, pentru că rămân destinată... Eu pot să vă citesc avizul? Ei, dar l-am citit și eu. Aia zic, nu a zis că vii. Prezent, e aviz negativ. Vreți să vi-l citesc doar ultimele două fraze, dacă vreți. Citește. Sau dacă vreți să citesc totul, să fie scurt. Nu toți. Domnul Radu Cristian, Primăria Mangalia, stimate domnule primar, Ministerul Culturii. Cu referire la adresa dumneavoastră, numărul cutare registrat la Minister și numărul cutare, prin care ne solicitați avizarea reorganizării Complexului Cultural Calatis prin transformarea acesteia în direcție, vă comunicăm următoarele. Comisia Națională a Muzeilor și Colecțiilor, care a realizat solicitarea primirii organizarea Complexului Cultural Calatis în ședința sa din 28.04.2015, a hotărât să nu acorde avizul favorabil acestui proiect, deoarece consideră nejustificată și inoportună pierderea personalității juridice a acestei instituții de cultură cu patrimoniu excepțional, cu un profil bine definit, considerând totodată suficientă reorganizarea anterioară a muzeului prin incorporarea sa în actualul complex cultural Calatis. Un alt for relevant în raport cu misiunea muzeului, Comisia Națională de Arheologie, a exprimat un punct de vedere similar în ședința sa din 24.04.2015, relevând faptul că muzeul este prea important pentru patrimoniul arheologic românesc și că, în consecință, nu trebuie să-și piardă personalitatea juridică. De asemenea, vă rugăm să luați în considerare și adresa Direcției Politici Culturale numărul cutare, prin care se sesizează faptul că legea 334/2002 privind bibliotecile republicate cu modificările și completările ulterioare prevede faptul că bibliotecile municipale și orășenești sunt biblioteci de drept public cu personalitate juridică. Omule, ce vă spune, dacă îmi permiteți? Eu, ca om care a lucrat 6 ani în Muzeul de Arheologie în Calatis și care investește această instituție,
Vă spun că domnule, dar noi nu iubim instituția, numai Paul o iubește. Nu, eu iubesc instituția, că am lucrat în ea. Îmi pare rău că astăzi, domn profesor, îmi pare rău că astăzi nu mai există Muzeul de Arheologie Calatis. Se cheamă Centru, nu știu ce. Și se cheamă Calatis, că știți în ședința, apropo, hai să zicem Calatis. Iar acum să-l transformăm într-o direcție a primăriei, mi se pare mai mult decât ne putem imagina. Primăria e undeva, ești o instituție rofamată și aici să referiți. Nu, domnul primar, într-un oraș, muzeul trebuie să fie muzeul, nu, să fie primărie. Nu, eu vreau să vă spun altceva, Este foarte, într-adevăr, ce de la Minister s-au speriat, pentru că în Mangalia până în 2000 s-a vândut totul. S-au vrut că au crezut că o să vindem și muzeul cu papirul. Cu tot cu papirul, că vindem și muzeul. Nu vindeam. Vreau să vă liniștesc că muzeul, dacă ajungea la primărie, nu vindeam nimic. Mai mult decât atât, eu vă spun clar, și am rugămintea să mergeți și dumneavoastră să vedeți până la urmă dacă s-a întâmplat ceva la acel muzeu. Mie nu-mi place ceea ce sunt la acel muzeu. Nu putea să arate mult mai bine. Aici să alocăm bani și să-i ajutăm. Asta am spus-o. Dar nu, o secundă, unde ați simțit dumneavoastră că îi desfințăm? Dacă mergem în primărie... Se desfințează. Păi nu, dacă muzeul nu se vindea, papirul s-o rămânea la locul lui, tot ce mai aveam pe aici, cetatea nu se vindea, nu se construiau. Eu știu ce s-a mai construit până acum pe cetăți și știți foarte bine ce s-a construit cu avizul primăriei la vremea respectivă, deci rămânea tot la municipalitate. Vreau să spun aceea, pentru mai bună organizare, de aceea s-a făcut această rectificare sau modificare de organigramă, mai mult decât atât. Într-adevăr, dacă am primit avizul nefavorabil de la Ministerul Culturii, se poate scoate... Luăm act de acest act și normal că trebuie să ne conformăm, n-am spus nimic altceva. Am și o întrebare, în afară de... Marga, rugămintea mea este, Marga, dacă mai este cazul să le explici despre ce este vorba și... În afară de bună organizare, mai aveți alt raționament pentru care ați inițiat acest proiect de hotărâre? Hai să nu discutăm personal, dragă, și zic așa, hai să analizăm... Nu știu, aveți un raționament financiar, hai să analizăm cu bune și cu rele măsura aceasta. Ce ne ajută la ADPP dacă trece în subordinea primarului sau nu? Eu vă zic, se pierde tot TVA-ul. Asta e o mare pierdere. Vă zic, oamenii respectivi pierd la salariu angajații ADPP-ului. E o pistă greșită. O parte din ei câștigă cei care sunt... 16 persoane. Vreau să fiți foarte bine documentați dacă lăsați pe colega mea să vă explice. Păi Cătălin e în sală, uite, puteți să... Nu, vorbim de colega mea, de la persoana care s-a ocupat de acest lucru. Dacă e implicat, vorbim de 16 persoane care timp de 2 luni de zile, într-adevăr, vor avea, mai puțin cu 100-150 de lei, dar după 2-3 luni de zile vor avea mai mult cu vreo 500 de lei sau 600 de lei. Și un alt mare dezavantaj, ADPP-ul la ora actuală are poate sute mii de contracte. Vor trebui încheiate adiționale în defavoarea administrației locale. În defavoarea administrației locale. Ați văzut că, uite, ușor, va ieși porumbelul din gură. Nu, păi așa e. Aici aveți dreptate. Interesul, trebuie să subliniu acest lucru, vorbim de contracte, multe, vorbim de sute de contracte încheiate de-a lungul timpului, care sunt în defavoare, absolut toate, sunt în defavoarea administrației locale. Într-adevăr, aici ați atins... Știu, dar administrația locală, într-adevăr, le va prelua. Aici aveți dreptate. E o mare problemă acolo, dacă mă întrebați pe mine. Și un jurist care astăzi este colega noastră de la ADPP, uitați că nu se mai poate să suntem blocați. Aveți dreptate. Dar având un singur departament, o singură direcție juridică, o singură direcție economică, o singură direcție de achiziții, este foarte important acest lucru și toți colegii noștri vor rămâne în această instituție. Nu pleacă nimeni, mai mult decât atât. Vor fi funcționari publici, vor avea o altă salarizare și vor fi protejați de legea 188-99 republicată. Cine corespunde? Nu, vorbim de colegii, vorbim de colegi, nu discutăm de altceva. Da? Ascultați-o pe colega mea și... Cum? Că posturile sunt vacante. Ascultați-o. În propunere. Deci nu se pune problema de concurs. Păi cum, un post public sau post prin concurs? Deci sunt vacante, dar în momentul în care, dacă se adoptă hotărârea, oamenii sunt numiți, deci în baza dispoziției, nici de cum s-au concurs. Prin hotărâre n-am văzut niciun articol care să zică că se desfințează organigrama ADPP-ului sau social. Dar nu prin transfer, deci se creia, este un bun și nu are cum să dea concurs. Deci nu se pune problema concursului, doar pentru funcțiile de conducere, dacă se poate da la care. Toate funcțiile se vacanțe. Nu se dă concurs, dar e sigur că nu se vede concurs. Nu vă asigură, Marga, vorbim de ce spune legea. Nu vă asigură cea care se... În România, un muzeu care se dă foarte parte din primărie. E nevoie de... Doamna secretară, e nevoie de 13 voturi, da, pentru asta. Că e vorba de patrimoniu, care e la ADPP, trebuie primul la primărie. Nu, de 10 voturi este. Nu se vinde nimic, nu vinde nimic. Deci, din punct de vedere al centralizării acestor servicii,
Nu. Situația este una care nu este favorabilă îngreunării unor activități la primă vedere. Eu vreau să vă spun altceva. Că în toate serviciile subordonate Consiliului Local, vis-a-vis de serviciile din subordine aparatului de specialitate al primarului municipiului Moangalea, se lucrează ca și cum textele de lege și legislația aplicabilă ar fi cu totul diferită. Deci în condițiile în care ați dispus concesionarea unor suprafețe de teren, eu nu vorbesc de ATP pe aici, eu vorbesc de niște principii și despre niște reguli pe care sunt obligată să le gestionez în cadrul instanțelor de judecată atunci când pe rolul instanțelor nu se mai termină. Suntem așa o primărie cu un izvor nesecat de dosare și care, din păcate, nu-l generăm noi. Sunt discuții și, din păcate sau din fericire, habar n-am ce trebuie să fac, dar legea mă obligă să aduc la cunoștință atunci când sunt incompatibilități a persoanelor publice și care vin cu contracte pe anumite servicii. ADPP-ul mi-a pus și mi-a furnizat niște contracte în care persoane publice din Consiliul Local sunt implicate în activități comerciale de asistență, de consultanță și așa mai departe. Dacă ăsta este motivul pentru care această organigramă este împiedicată, eu ca secretar conform legii sunt obligată să vă aduc la cunoștință că s-ar putea să fie un motiv. În altă ordine de idei, să știți că serviciul juridic de la nivelul municipiului Moangalea este subdimensionat. În condițiile în care s-ar urni toate aceste servicii, probabil 2-3 juriști ar putea să meargă în instanță și să nu mai cheltuim cu avocații, 2-3 juriști să dea consultanță comisiilor de specialitate și să nu vă mai chinuiți să veniți în ședințe și să spuneți că n-ați fost consilieri cum trebuie, alți juriști să se ocupe de contracte și așa mai departe. Aceeași situație și aceeași soartă o au și achizițiile publice. Nu cred că vă este străin faptul că s-au încheiat anumite contracte pentru care atunci când domnul primar a luat la cunoștință, ne-a pus să facem verificarea anumitor achiziții și deși am dat aviz de revocare a licitației, niciodată nu s-a revocat. Domnul consilier Moldovan a venit în mod expres, s-a interesat să vadă dacă pe anumite specii e corect și ne-a acuzat că n-am fi făcut corect. În momentul în care am pus la dispoziție documentația și am spus nu, noi am venit și am cerut corectarea acestor situații, a zis, da, asta este situația, este punctul vostru de vedere, foarte bine că ați luat niște măsuri. Deci eu cred că aici este problema nespusă și nedeclarată. Suntem într-o situație și într-o instituție locală cu mai multe coordonate, care niciuna nu este reglementată pe același fruct de lege. Deci dacă veți duce la achiziții la SPA, și atunci nu spun la DPP, la poliție veți vedea că suntem într-o altă formulă de a pune legea în aplicare. Dacă o să veniți în primărie de aceeași situație, deci suntem astăzi la nivelul primăriei Moangalea, unde dăm consultanță la toate serviciile publice subordonate primarului sau Consiliului Local, și suntem subdimensionați, efectiv, strângeți odată la un loc, măcar serviciile astea, lăsați partea de administrare într-o altă formulă și aduceți serviciile într-o oarecare corelare, pentru că vorbim limbi diferite și consecințele sunt diferite. Sunt organe ale statului care încă verifică aceste situații. Cum să mai ieșim din toată problematica asta pe care nu o putem gestiona? Nu o putem, sunt doi juriști la nivelul serviciului juridic și sunt dosare de peste 8 milioane de euro. Și pe urmă apare ziarul că este angajat. Da, sunt angajați și sunt externalizate servicii pentru că nu se mai poate lucra. Dăm răspuns la câte 1000 de petiții pe lună. Oamenii nu sunt mulțumiți, motivați de împrejurarea că li se eliberează autorizațiile de construire peste termenul prevăzut de lege. Dar știți de ce? Pentru că toate actele de proprietate, de folosință și de închiriere au vicii juridice pe care nimeni nu poate să și-l asume. Nu poți să-i dai unui om o construcție definitivă cu 3 nivele când are în spate un contract de închiriere pe 5 ani. Nu poți să-i dai un comercian să-și facă un restaurant când are un contract de comodat. Și dacă veți merge la DPP, vă vor spune contractul este perfect legal și dacă o să ajungeți la mine, o să vă arăt normele de la legea 50 sau nu la mine, la colegii mei din serviciul juridic, în care o să vedeți că nu se poate să dai construcție. Și atunci, haideți să le reglementăm. Aceste contracte să fie puse în ordinea firească, beneficiarii contractelor să n-aibă de suferit, să nu se stea la autorizații, pentru că un regim juridic care este coerent și corelat poate să conducă la un creier serios al autorității locale. Modul în care sunt, eu v-am spus, nu mă interesează partea de administrare. Luați-o, faceți patrimoniu, aduceți utilaje. Duceți utilaje, ca și ADPP-ul să poată funcționa. Dar din punct de vedere al resursei umane, suntem subdimensionați. Subdimensionați. La concurs nu se înscrie nimeni, iar oamenii care sunt pleacă.
doamna secretar, cred că și până acum primăria municipiului Mangalia a funcționat și termenul cred că nu erau atât de mari, cum le spuneți dumneavoastră. Legat de faptul că dumneavoastră vorbiți o limbă diferită cu serviciile, cred că și noi Consiliul vorbim cu dumneavoastră la fel. Mi-a spus o poveste acum legată de tot ce se întâmplă în primărie și în administrare și în relația dumneavoastră cu serviciile, dar n-am văzut-o scris aici. Îmi spuneți că, domnul primar, că angajații prin această reorganizare o să aveți salarii mai mari. N-am văzut nimic aici pus. Să-mi explicați și mie cum, prin ce lege. Deci, dumneavoastră veniți, ne spuneți niște povești foarte frumoase aici. Nu, vă spun niște povești triste, din păcate, nu frumoase. Sunt triste, dar transformați-ne în realitate. Vă rog frumos. Deci nu trebuie să le transformăm așa, să anulăm toate contractele care sunt legale. Când faceți un raport fundamental la un proiect, vă rog frumos, nu doar să povestiți aici ce funcție o să fie în organigramă și puneți exact ce ne-ați povestit dumneavoastră, aici puneți-ne într-o hârtie. Domnul consilier, mă gândesc în sufletul meu, mă gândesc doar și sper, așa visând ca un om care are vreo 30 de ani de experiență în administrația publică, ca în calitatea celor care sunt aleși și care au atâtea posibilități politice și sunt atât de apărați din punct de vedere al regimului pe care îl reprezintă, să veniți și în sprijinul aparatului executiv, care, din păcate, este sub orice fel de manieră umilit, cu salarii mici, este în imposibilitate să facă și să participe la acțiuni comerciale care să-i aducă venituri suplimentare și din această poveste pe care trebuie să o știți și să nu vă dezvolt eu într-o hârtie rece și semnată, toți care sunteți și care puteți să dați destin unei funcțiuni adevărate, să o faceți fără o hârtie semnată de un secretar care poate gândi până la urmă câteodată subiectiv ca să-și ajute propria funcție și să poată să-și desfășoare niște activități un pic mai, n-am spus niciodată, comod. Deci eu cred că situația aceasta se știe, se refuză în mod categoric să fie spusă la modul public, dar situația care se întâmplă în administrația publică locală, să știți că este una fără precedent. Nu se plimbă consilierul local la DNA, se plimbă omul din aparatul executiv, nu consilierul local vine să semneze o hârtie, răspunderea este a noastră, a celor care dăm drumul la hârtii, dar pretențiile toate pornesc de la societatea civilă, de la consilierii locali, de la sistemul nostru funcționat. Degeaba vă scriu eu. Trebuie să analizați un pic și să vedeți efectiv ceea ce se întâmplă. O organigramă adusă centralizat sau descentralizat, nu știu dacă o să facă primăria mai fericită sau municipiul mai frumos, dar o gândire centralizată și niște reguli puse unde trebuie și aplicate, eu cred că dă mai multă funcțiune unei autorități. E părerea mea personală. Dar mai întreb legat de activitate. Ce va împiedica pe dumneavoastră să-mi aduceți în Consiliul Local proiectul de hotărâre care l-am inițiat cu privire la elevii olimpice ai orașului? M-au predicat următoarele elemente. Deși proiectul a plecat pe circuit, nici la acest moment n-am primit un aviz din partea Comisiei de Specialitate, n-am primit un referat de legalitate al serviciului juridic, nu am primit schema de acte prealabile necesare adoptării actului administrativ. Știți că dumneavoastră sunteți în calitatea care trebuie să urmăriți aceste lucruri. Eu la Comisia de Învățământ vă spun că n-am avut niciodată pe ordinea de zi acest proiect și n-a fost înaintat de către dumneavoastră. Deci să înțelegeți despre ce vorbim. Proiectul de hotărâre nu, doamna Bunse, nu, e propriu spus un proiect. Erau trei rânduri erau, dacă vorbim de un proiect trei rânduri. Că era dumneavoastră nu vorbim de trei rânduri. Exact, discutați, explicați ce doriți. Domnul Mazir, ia. Înseamnă că dumneavoastră l-a și plinta. Nu ne interesează până asta. Ziceți, domnul Mazir. Vă rog, domnul. Simt eu o problemă foarte importantă asta. Și aș vrea să fiu puțin mai constructiv. Etichetări de astea ne-am căsăturat. Eu aș propune să fac o comisie sau o ședință la care se pare ceva domnul primar, șefii serviciilor, doamna Marga, doamna secretară și câte un reprezentant de la fiecare partid și deci discutat acolo și pus la punct fiecare. Să vină domnul Cătălin cu lista, cu salariile actuale ale oamenilor, cu schema lui, ce salarii vor avea, deci să facă lista asta împreună cu doamna Masociau. Ce salarii vor avea dacă facem această... E problema oamenilor. E foarte frumos, i-a spus domnul profesor. Această prezentare a fost adusă la cunoștința
comisilor din cadrul Consiliului Local, nici măcar n-a fost dezbătută, nu s-a uitat nimeni pe ea. E foarte frumos în fața camerelor să spunem acest lucru. Vreau să vă reamintesc, Marga este de față, în comisii, exact, în comisie a ajuns această hotărâre, exact, dar este foarte simplu dacă ne dorim să facem, dar așa în fața camerelor de la vedere e foarte frumos să spune că mai facem încă o altă comisie și mai facem, el a existat. Noi la comisie a fost Și s-a dispus că li se scad salariile unora chiar cu sume importante. Și ce v-a explicat după aceea? Exact ce vă spun. N-am primit răspuns, comisia a fost alaltă. Păi tocmai nu suntem foarte edificați. Așa că vine o discuție într-o zi cu oamenii ăștia de la fiecare partid. Îi lămuriți, adică să fie lămurit omul. Păi știți, e foarte greu să scazi de la 7 milioane la 6. Nu putem că salariul pe cum este 8. Deci n-am cum să răspund. Eu vă spun altceva, nu. Și cu toată responsabilitatea, cu toată răspunderea, m-am spus-o clar. Colegii mei se lucrează la această schiță, se lucrează de jumătate de an aproape, da? Și s-au pus în balanță avantajele și dezavantajele. V-am spus că cei care vor pierde pentru 3 luni de zile, atât, și v-a explicat Marga, 16 oameni de nu e adevărat, v-am spus 3 luni de zile, avem dat toate datele și le puteți avea când doriți dumneavoastră, sunt 16 oameni din 40 de la DP, din, nu din 40, din 300 de oameni, adesul din 300 de oameni sunt 16, de la DP, care timp de 3 luni de zile vor primi cu maxim, nu știu, 150 de lei sau mai puțin, 150 de lei, care înseamnă foarte mult, dar după 3 luni de zile vor crește cu cel puțin 200-300 de lei, cel puțin. N-am înțeles asta și am discutat-o alaltă la comisie. N-am înțeles că după 3 luni. Noi am înțeles că după 3 ani, că trebuie să dea... Dacă se debutați, spun ce se poate... De ce spun că trebuie să lămurită? Deci nu-i spuneți, domnule, uite, X-ul are salariul ăsta. O să-l piardă luna viitoare și explica și oamenilor. Eu am stat de vorbă cu cei de la DPP. Nu sunt de acord, nu-i nimeni de acord, dacă poți să speriați. Nu, o secundă, haideți să facem altceva, domnul profesor, dacă îmi permiteți, haideți să facem altceva. Vorbim de un lucru funcțional, vorbim de un oraș cu 44.000 de locuitori, da? Lucruri care noi, cei care lucrăm în interiorul primăriei, spunem că lucrurile nu funcționează așa cum ne-am dorit să funcționeze, ca oamenii beneficiați acestor servicii să fie mulțumiți, da? Și avem din cei, da, din 30.000 de oameni, care poate sunt nemulți, sau 20, sau 50, sau 10.000 de oameni, care poate celălalt sunt mulțumiți de activitatea noastră, sunt nemulțumiți pentru că lucrurile nu merg așa cum ne-am dorit. Vor fi, într-adevăr, 16 oameni, din 30.000, din 20.000, din 10, 16 oameni, care timp de câteva luni de zile vor fi nemulțumiți, 16 din 30.000. Păi, dar ei nu știu pentru câteva luni. Trebuie să le explicăm, dar mai mult decât atât, stau și mă întreb pe dumneavoastră, discutăm dacă se ia domeniul public și privat. Știți că la DPP astăzi, din 40 de oameni, 33 sunt la birou și 7 pe stradă? Păi, dacă discutăm de administrat, domeniul și public și privat și veniți să vă privați și vorbim să Paul, că să avem buruieni și avem... Nu, vorbim de altceva, că sunt buruieni, că sunt, admitem tot ce doriți noastră. Dar când din 40 de oameni avem mai 7 pe teren și 33 fac acte, Fac acte 33, mi se pare în regulă? Mie nu mi se pare în regulă. Trebuie să supravegheze și cineva firmele care execută lucrări în oraș. Păi, încă o dată vă spun, păi, dar și la ei trebuie să facă juridicul, achizițiile, economic, contabilitatea, avem tot și acolo, pentru că au contabilitate și n-au cum trebuie să aibă oameni. Dar vi se pare în regulă ca numai 7 oameni să avem pe teren și 33 la birou? Eu vreau ca DPP-ul să ocupe de lucrări, că exact cum a spus și azi consider că poate unele sau nu, nu știu dacă sunt întârziate sau nu, azi este chiar despre mine o clădire, 20 de ani, noi încercăm în 2 luni de zi să vedem niște proiecte, nu știu dacă este mult sau puțin, dar dacă DPP-ul ar avea exact cum spuneați, utilaje, oameni pe stradă, să facă aceste lucruri, să se ocupe de administrarea domeniului public și privat, ar fi ideal. Dacă stăm și facem hârtii, contracte, licitații primăria, licitația ADPP, licitații spasul, eu știu, contabilitate primăria, contabilitate ADPP-ul, contabilitate spasul și multe și multe altele, normal, juridic, la fel. Deci avem un dosar în care primăria Mangalia angajează avocat pe acea speță, ADPP-ul angajează un alt avocat pe acea speță? Pe vedeți? Nu e întâmplare, sunt bani publici pe care trebuie să-i gestionăm foarte bine. Cu toții. Ce vă deranjează? Nu, eu v-am explicat care este nou. Știți ce nu se spune aici? Nu se spune un alt adevăr. Întrebarea mea, și nu vreau să fie retorică, este așa, cine a dispus, deci nu
toată lumea spune că angajatul Ionescu vine printr-un transfer în funcție publică cu un salariu, și o să vă spun eu că am lista între 34 de lei și 387 care ia domnului Cătălin Cornaci ca director general, da? Și mai este Marius Silviu, o să vă spun toate salariul, numai un pic. Problema este în felul următor, întrebarea mea este, și cred că este una de bun simț, cine a dispus angajarea unor oameni cu o vechime atât de redusă și cu o experiență atât de minimă pe posturi contractuale maxime? Pentru că încă Curtea de Conturi nu a decis dacă procedura de angajare pe post contractual într-un serviciu public subordonat pe grade maxime la un absolvent cu un an vechime sau nici măcar este una legală. Deci noi vorbim aici că oamenii au fost angajați cu salarii maximale, dar nu întreabă nimeni dacă maximul ăla este unul legal. Adică eu când iau un copil fără nicio experiență și care are studii și a terminat facultatea... Cătălin nu-i copil, e la al doilea contract de management la ADPP. Nu mai vorbiți de copil. Are și el o vârstă, are 40 de ani, are cum ia. Dar nu asta este problema. De tine vorbea, că ai 34 de milioane salarii. De mine vorbea. Și cine a hotărât să te încadreze pe grila maxim? Ba da, de tine. Eu vorbeam de copilul care are un an de experiență. Ce-am întrebat domnul? O fată ca juridică angajată de un an de zile. Dați exemplu acesta. Deci eu spun că nimeni n-a verificat legalitatea angajărilor pe funcții contractuale la nivelul acesta de salarizare. Păi nu trebuie dumneavoastră să le faceți, nu, pentru că dumneavoastră sunteți șefii unui serviciu subordonat. Noi le-am aprobat de fiecare dată, organigrama și toate. Ce scuze sunt la audiență, nu vă supărați, nici scuze. Noi am mai aprobat de vreo 2-3 ori în organigrama și cu aceste persoane ne-ați obținut. Eu spun acum doar principiul de... Că sunt ok și că sunt cele mai bune variante. Și la organizările trecute. Acum la fel sunt dezvoltate. Dar cine ne garantează nouă că nu veniți peste două luni să o modificăm din nou și pe aia altă ca nu constatați că ceva nu se întâmplă? Eu nu fac, domnul viceprimar, eu nu fac un lucru de organigrame. Eu vin și explic aici și dau răspunsul la niște întrebări care se spun. Se face o paralelă între niște salarii maximale date de la ADPP și eu am pus o întrebare. Organigrama asta pe care se ducerea Deci scrie proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statul de funcțiuni al aparatului de la ADPP sau de la primărie. Deci de la tot, de la primărie. Deci dar unde se... Dar nu se poate organigrama ce vor să facă dânșa. Nu se poate. Deci vor să facă o comasare. Da. Și atunci se schimbă aici aprobarea comasării, desfințării ADPP-ului. Desfințării tuturor serviciilor locale. Pentru că organigrama face parte în urma unei organizări. Deci eu am un SRL și îmi fac statul de funcțiuni. Deci, deși vor să ia de la DPP și vrea de la social, se scrie aici, comasarea serviciilor și organigrama pentru la primărie, că preia primărie. Mie aici mi se pare ceva neregulat. Doamna secretară, vă mai dăm o întrebare. Credeți dumneavoastră că același volum de muncă cu același număr de persoane o să schimbe situația doar pe raportarea către... Eu nu mai răspunde către directorul de DPP și... Nu se schimbă niciodată. Ai un serviciu juridic care ai aceleași contracte care le supraveghem, doar că le ai comasare. Unde să știu eu? Treaba dumneavoastră că pierdeți alte contracte și așa mai departe. Sunt la noi și sunt la de sunt la venea, așa mai departe. Astele sunt strălbate. Tu poți să vezi lucrurile într-un fel. Nu știu, vedeți cum vedeți. Situația poate să stea mai multe. Nu am măsura asta degeaba. Poate ești un măsură care e. Doamna secretar, poate să spun ce facem? Cine este pentru? Cine e pentru? Eu zic să amână. Nu, 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 nu
consilieri care au părăsit sala, că eu am plecat. Păi nu, eu am plecat cu cvorum. Nu mă dați seama cât sunt. Păi chemați aici. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dar nu este vorba de cvorumul de ședință, este vorba de cvorumul de participare. Nu participă la cvorum, participă la cvorum. Eu aș mai trebuie să vorbim cu cvorum. Cine e? Cine este pentru? Cine e pentru? Două voturi. Două voturi pentru. Cine s-a abține? Bine, eu împotrivă. Mă împotrivă. Zine eu cum ești la organigramă. Ești împotrivă. Nu mai vota. Cum votezi? Și mai avem diverse ce poți să mai vă rog frumos să mai avem diversele. Leo, ia gata, hai, liniște. Haideți doar la cunoștință. Vă le citesc rapid ca să terminăm. Vă rugăm, doamna proiect de hotărâre privind reglementarea juridică a spațiului situat în Mangalia, strada Republicii numărul 2, aflat în administrarea SPP Mangalia. SPP un partid politic solicită atribuirea unui spațiu. Unde perete documentațiile în condițiile care le dați informat. Informare. 2. Informarea 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea serviciilor publice de salvare acvatică, salvare și cursuri de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică din municipiul Mangalia și stațiunile Saturn, Venus, Capa Aurora, Jupiter și așa mai departe. Nu sunt date la comisie, nu au avise, nu au avise. V-am încurajat. Au toate avise. Au fost la comisia de mi-a discutat un singur aspect. Partea financiară sau ce achiziție? Deci este o lege care este nu o lege. Legea care aprobă bugetul de stat. În anul 2014, pentru 2015, ni se dau bani de la guvern pentru acest serviciu. Domnul primar își vrea să le analizați ce facem din 2016-2017 cu sursa de finanțare. Sunt trei lucruri. Deci, în legea bugetului de stat, aprobată în decembrie 2014, dar pentru anul financiar 2015, Guvernul României alocă suma de 788.000 de lei pentru acest serviciu. Dar ce facem că noi am plătit anul trecut? N-am plătit anul trecut nimic, pentru că n-am avut documentație. Nu am avut, dar ce e de făcut, doamnă? Salva mare este foarte important. Suntem oprinți în sol turistic și n-avem salvare. Deci domnul primar vrea să aducă la cunoștința dumneavoastră următorul aspect. Că anul 2015 poate fi înființat acest serviciu cu plata banilor conform legii bugetului de stat care vor fi virați pentru anul financiar 2015, iar începând de acest an, pentru că regulamentul ăsta nu se încetează de la un an la altul, vrea să stabiliți sursa de finanțare. Conform legii, sursa de finanțare are trei componente. Bugetul de stat, care vine și nu vine, depinde de hotărârea de guvern, bugetul local, care trebuie să-l analizați, și alte surse atrase, care ar putea fi operatorii care exploatează plajele. Operatorii sunt bugetul local. Eu vă zic să o stabilim la nicio șansă pentru bugetul de stat, că avem alocați bani și la anul vedem. Deci dăm acum regulament pentru domnul. Și mai este un proiect în care Raja vrea să ajusteze prețurile. Ziceți curajul meu. Ăsta îl supunem la vot? Dacă e făcut adresul pe normalizat, putem să-l votăm cu salvarea. Doar că vom preciza că banii vor fi strict de la exclusiv de la bugetul de stat. Bugetul de stat. Le supunem la vot. Cine este pentru? Ăsta tot are și avize. Așa și are și avize. Da, și mai e proiectul sărbătorii privind aprobarea modificării articolului HCL. Numărul 207 de 31.05.2013. Da, Raja vrea, în cadrul strategiei de dezvoltare până în anul 2020, să ajustați prețurile la apă. Tarif crește anul ăsta de la 8 lei, parcă la 12, sau de la 8% la 12%. Și așa avem cele mai mari tarife din... Așa vor, că nu pot avem să-l tarifeze. Deci... Suntem împotriva majorării prețului pe dată. Păi nu, o să le fac adresă, prin care s-a supus discuției și Consiliul a refuzat adică să le faceți chiar un proiect și să... Este un proiect. Suntem împotriva avizării. N-are avizării de nimeni? Nu,
Deci este sub forma proiectului. Deci este un proiect de hotărâre cu documentație făcută cu un aviz din partea comisiei. Comisia juridică este, deci este, are aviz și are și de la economică. Deci are aviz. Păi să votăm, că nu sunt de acord. Supun la votare, cine este pentru? Nu pentru cine împotrivă? Împotrivă. Deci toată lumea împotrivă cele două proiecte. Vă mulțumim, președinte, vă mulțumim mult.